Când ultima dată ai fost în Moldova? Dă da să încheiem și subiectul ăsta. Uh, am fost în octombrie. Uh, de azi aici? Nu. No, uh, uh. Vinem foarte rar, dar acum am planuri foarte mari. Dacă pot pui în titlul la tine la YouTube, uh, vreau să ajung, să ajungem, să facem un milion de euro pe lună doar cu YouTube din Moldova. Ok. Uh. ambițios plan. Eu cred că e posibil. Eu tot. Eu văd, și din tot ce înțeleg eu despre YouTube, eu văd foarte posibil organizarea unui proces de până în 30-40 de mii. Nu mă trebuie echipă și uh, metodologie. Mai, uh, da. Continu, continu. Deci, deci. tu vrei un milion din YouTube. Monetizare. Pe lună. Pe Și eu, în sens, lumea nu-ți dau seama că îi trăiesc în Moldova, dar îi poți să vând oriunde. Păi, deși stai piața asta de 500.000 de mii de oameni, dacă tu poți să vinzi la... Milioane de persoane în America, în oriunde. Salutări tuturor! Azi avem un invitat tare interesant. Mihai, Cibotar. ce botar? Cibotar. Ce, ce bătar. Ce botar? Cibotar. Ce botar? Cibotar. Corect. Uh, da, la mine și scris ce botar. Dar uh, minunat, uite-te. Noi cu tine ne cunoaștem de mulți ani, așa da. De vreo cinci. Mm, da. Și abia anul ăsta ne-am văzut în realitate. Cam am venit primul <laughs> de Ne cunoaștem noi din câte țin minte eu, prin intermediul social media în culise, da. facem niște schimb de idei, nici nu mai țin minte cum noi am făcut cunoștință. Uh, Instagram, că eu creșteam pagini de Instagram. Așa. Și tu, dacă nu-ți nu, nu aminte... Uh contul și ala cu Bonifaces, cu multe imagini de fieță. nu? Tu vei, aveai, da, tu -aveai da. dar eu am crescut pagina Descoperă mm -hmm. care există și acum era de travel Așa. și am vrut să arăt că într-o lună pot să ajung la 10.000 de urmăritori și asta am făcut-o și-au ajuns la 15.000 și m-am oprit <laughs> Mai eu cu Bonifaces cu proiectul și -ala, tot într-o lună am ajuns cam la 9 aproape în 45 de zile și era un proiect, dar eu nu, nu eram copt de gândire internațională, înțelegi? Uh -huh. Eu preluam imagini, am găsit un stil, uh -huh. și, și s-a întâmplat asta eu acum adem, cu minte din matur, de, uh -huh. și s-a întâmplat, a început să înscrie fotografi care uh -huh. vor taguri și promovarea imaginilor lor în pagina asta. Și era oportunitate de monetizare, înțelegi? Da, da. Și eu prostă ca un năuc am abandonat tot proiectul. Nu, eu am avut foarte multe pagini de Instagram, acelea au fost între primele, au fost din primii chestii care am făcut bani online. <coughs> Eram și pe partea arhitectură, de exemplu, este un profil Next arh arhitectura și așa ceva, descoper. Am avut alte pagini în italiană, care au ajuns 40-50.000 de urmăritori de urmăritor, dar pe timpuri, 2008, erau mulți, așa. care le-am vândut. Era încă organic, ușor. Da, era organic, creștea ușor, dar pe urmă m-am maxat pe alte proiecte. Nu-ți pare că Instagram-ul, șamu crește ușor? Da. Dar v și platformă crește ușor. După părerea mea, crește ușor pe conținut videocom. Da, da. Că poze de-amul... Lumea s-a sutra, cred că de poză, da și de video, cred că retenția e vreo 3 secunde, da. 1, 2, 3, gata. Efectul TikTok. De exemplu, eu n-am TikTok. Noi? Da, fac foarte mult conținut lunar, dar n-am TikTok. Noi asta mai abordăm. Noi am deschis un subiect tare interesant despre platforme și despre cum ele cresc și nu ne pare la amândoi ușor. Uh, unul dintre fenomenii cu care tare DES mă confrunt în rândul studenților și în general a comunității de la Academie vie ei întotdeauna uh, vor să cunoască hăcuri tehnice. Da. Când exact sunt public? De câte ori sunt public? Cum funcționează exact algoritmul? Dar dacă schimbă și o literă, dar dacă pun hashtaguri, uh, hashtag-uri nu în text, dar în comentarii, știi, și eu spun ceva mă... și, asta e o chestie care am vrut să o completez, să zic că video prinde. Eu mă sunt de părerea că prinde întotdeauna sensul. Uhum. pentru public țântă. Nu, informația și conținutul e un sens oferit publicului țântă. Și dacă este match între modul tău de a, cumva exprima informația și de a o structura așa o reda cu nevoile și atenția publicului, plin, da, e foarte Da, mea este o piață și este o cerere uhum. și i -au, e foame de conținutul și ala. Și tu dacă dai mâncarea și la publicul țântă, da. este match și ala. Dar... Da da, asta, asta cred și dacă vorbești la ce de, după părerea mea nu contează deloc acum nu Așa există, e? nu există nici chestia de taguri ha scuze hashtag nu există no, chestiile da, astea că deja dacă vorbim de exemplu că cunosc bine platforma de YouTube el când și un video pe YouTube el deja știe și, este în, în video oricum... Când el, se face upgrade, când da, se urcă în YouTube, că el o analizează, așa? Corect, el analizează și fotogramele și uh, uh, textul și automat iau un AI acolo ceva care îi face un resumat, despre Și, și deodată încearcă să duc la un numit public și dacă ei prind, de exemplu, noi suntem într-un iaz, da? Suntem mm -hmm. într-un iaz, noi am băgat un conținut, nu contează unde Și arată la un anumit public. Și dacă publicul și ala reacționează bine, ok, hai să încercăm să lărgim. Și el se lărgește, după părerea mea, cât e mai broad conținutul tău. Cât De exemplu, dacă tu vorbești mm -hmm. doar o chestie, nu știu, despre șcaful ăsta, da? Uh -huh. Dacă vorbești nu doar despre asta, el să ajungă numai persoanele care le interesează. Dar noi, dacă vorbim despre bani, dacă vorbim de o chestie care e timp pe uh -huh. platforma uh -huh. să înțeleagă și a să dă delivery la tot publicul necesar. Cu cât e mai larg subiectul, da. relațiile, e foarte larg, banii, succesul, fenomenul, da? popularitatea, Conflictele, depresiile, anxietățile, asta pe partea psihologică, uh -huh. eu mă duc. Tu. Eu cred că tu ai experiență în alte nișă. Deci, deci am spus la început că podcastul e foarte interesant pentru că, Mihai, are o experiență proastă e yeah, în digital marketing și în lansare de proiecte. Pe Instagram scrie businessului actual, canale de YouTube, pe monetizare. Tu ai o expertiză mare în, 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 în tot ce se ne procesă de colectare de informații, structurare, da? împachetare și livrare. Da, da, da. Revenind la YouTube, noi o să o luăm pe rând, amuși. Revenind okay. la YouTube, contează, uite, eu m-am dus pe un principiu. Mm -hmm. Ce știu eu și după ce mă conduc eu? În primul rând, din toate sursele care le-am citit eu despre YouTube, toți spun una și așa YouTube iubește consecvența cel mai tare din toate platformele. Dacă ți-ai ales o zi, fii constant și în fiecare zi a săptămânii, publică și publică și publică, pentru că efectul lui e un an plus încolo, spre trei. Unul la mână. Doi, eu am ales joia, ora, trei. Ora contează în YouTube sau nu contează? Uh, nu, după Acumă. părerea mea, nu contează. Așteaptă, întrebarea e... Pentru cine contează? Uh -huh. Tu dacă mă întreb dacă contează pentru, pentru public, uh, eu public, dacă știi că acum la ora așa exact serialul da. când iasă. Da, dar da, da? pentru uh, algoritm nu contează, dacă e un conținut bun poți prinde și peste o lună, peste două, peste nouă luni. La noi un video au făcut peste un milion de views, au început să facă views, er, e un conținut evergreen, uh -huh. uh, dar au prins după uh, șase, șapte luni. Uh -huh. Deci dacă conținutul e bun poate nu prinde imediat, dar YouTube tot testează că dacă tu uiți pe impression, el tot continuă să facă impression și că când găsești publicul ideal, îi dă boost. Uh, o mică remarcă și paranteză, conținut Evergreen, asta e conținută care actualitate se păstrează în ani. Pentru că, de fapt, informează sau explică anumite probleme cu care oamenii ciclic se confruntă, da, ca să da. știi. E bun e, pentru SEO, pentru views în timp. De exemplu, un conținut evergreen, poți fi un tutorial, poți fi ceva care vorbești despre sănătate, care oricând, la ori o, o, oricând o să fii în public care să cauti chestia aceea. Da, cum elimin durerile de spate? Ia că poftim. Sfaturi de, de un... medic în 15 minute aduși și views ani în șir. Da, pentru da, că acolo. oamenii întotdeauna caută asta. Asta e conținutul Evergreen. Acum revenim la ideea că la principiile de YouTube eu am scot un okay. expertiză asta și apoi o să intrăm în povestea ta pentru că povestea lui Mihai e foarte frumoasă. Dacă ne menținem de YouTube... Uh, un alt lucru care l-am auzit la mulți youtuberi uh, cu canale peste un milion deja audiență, tot în rândul multora există un singur principiu, și în Rusia am auzit, și în USA, și în România, gen, mai un video pe zi, în fiecare zi, timp de 1-2 ani. Asta nu crește uh, audiența. Deci, în fiecare zi, video de 15 minute, da? Eu nu pot să fiu de acord. Uh -huh. De exemplu, noi la mine de YouTube, voi nu mă vedeți pe mine pe YouTube. Da, noi înțeleg. suntem pe piața mercii, sunt niște video unde nu, nu este fața mea niște videouri fără față, unde, de exemplu, poți fi o știri, poți fi ceva noutate despre mașini, poți fi... Animații deci, cum astea două sticle vorbesc. De da, exact. de exemplu. Numai că animația e scumpă pentru da, ceva, e Da, e foarte da. scumpă, poți două, trei sute dolari pe... pe La noi secunde. 700 era, țin minte, tu da. zici două, trei sute unde? E... <laughs> Freelance? Com? <laughs> Piaforca. Da, India, Bangladesh... Deci, tu zici că nu contează video e, Nu, fricăză. îți spun să termin. E, e, de exemplu, eu caut o piață, în piața aceea trebuie să văd că este o cerere, uh -huh. și dacă piața aceea este cererea e, e mai mare decât este conținut pe YouTube, și văd că po poate ceva sprind, ok? Și eu îmi dau timp 20 de videori, și dacă în timp Sunt de 20 nișa. Da, să testez nișa. Altă chestie. Mm -hmm. Îmi dau timp 20 de video dar în, și, și, trebuie să întâmplinești 20 de video că macar un video să fac un 10.000 de views pentru o piață mare cum e America. Mm -hmm. Că în America, eu nu vorbesc de America, vorbesc de limba engleză, că pe, că publicul nostru e și în Canada, și în UK... 50% din toți oamenii cu acces la internet vorbesc engleză, așa Da, da, obiectivul nostru e mai mult să fie conținut pe America, de exemplu, nu să ajungă în India, că pe America rămpiem, rămpiem înseamnă cât ne plătește YouTube la 1000 de vizualizări, să fie mult mai mare. Că dacă conținutul nostru ajunge în India, a să youtube să ne plătească doar un dolar. Da. Dacă ajungi în America, cum acum, la noi media e cam 80 dolari la 1000 de views. Și mult. Deci e foarte mult. În Moldova, uh, uh, cel puțin la nota 2, din câte era o medie anuală în jur de 4 jumate, da? între 3 și 5 variază, 1 noaptea, între 2 și 4 E, la tine e așa de mare pentru piața asta că conținutul e foarte lung, uh -huh. e ca un film, uh -huh. dar dacă tu pui un conținut de 10 minute, 8 minute, ați fi mult mai mic. Asta vreau să testez, dar n a spus la nimeni să ieri, like <laughs> <laughs> Lumesc! glumesc. De-aia știu eu la întrebări. Acum, uite-te, revenim la YouTube. Știi ce am observat și sine de monetizare? Și ai spus tu de piață? Tu ai zis că trebuie de găsit o piață da? și o cerere de informație, da? De da. cumva de o nevoie, o cerere. Da. Dar cum definești tu piața? Ești are multe unghiuri. Piața geografică poate să fie, cum tu ai zis, că pentru noi contează publicul de acolo, da? Piața poate să la nivel de probleme, la nivel de percepție și psihologie, înțelegi? La nivel de educație financiară, nivel de venit... Câte trebuie să intersectezi perspectivii ca să definești o piață din experiența ta? Dacă înțelegi, întreb eu. Da, înțeleg, dar chestia e mult mai simplu. Eu cred că chestiile internet trebuie simplificat tot. Uh -huh. Piața, eu nu mă uit cum toate caracteristicile astea, eu mă duc pe YouTube și cel mai important, că trebuie să fie deja niște canale în nișa care eu am văzut că este potențial, care uh -huh. au deja succes. Să fie competiție. Nu, să, să aibă deja views, uh -huh. să, să aibă deja succes. Și cum vezi că au succes? De exemplu, un canal de 2000 de subs, i fac... Subs, asta e abonați. Abonați, îi fac 50.000 de views. Uh -huh. Acolo îți dai seama că... Search-ul e mare, căutările, că, volumul de căutări. Da, nu volumul de căutări, că noi nici nu ne ocupăm de SEO, din nimic. Zero, Zero. No, SEO nu contează, după părerea mea dacă să revenim la asta, contează, găsești canalele astea, ca de exemplu poți duci tu, deschizi Chrome în in incognito, să n-ai mm -hmm. la tine, să aminte YouTube la știu tu, ești în homepage și să vezi că sunt niște canale unde au foarte puțini uh, abonați okay, no. și foarte multe views. Și așa e un semn că acolo o nișă unde publicul e, publică, e, publică e set de conținut și -ala, mm -hmm. ai foame de conținut și vrea Așa, tip de conținut. Și acolo noi testăm. Uite, aici apare o dilemă comercială, din, din punct de vedere al afacerilor, de exemplu, deja, care au scopuri în comunicare, știi, experților care generează conținut de expertiză, care, de fapt, și-au cel mai mare potențial pe YouTube. Uh, apare întrebarea. Bun, eu, de exemplu, hai să spunem chiar eu, da? Uh -huh. Eu am cunoștință în, strategii, în dezvoltarea comunităților, crearea comunităților. strategijai debranding personal, piezone de ekspertiza, taip? Ir procesai de content production, content okay. marketing, o tai e dragoste, feblece mano. Uh, bun, eka, aš noriu spromovėsti estilės, taip? Aš noriu smadresas publikului ir esi įmvęs, jau. Ir publikui suitė la, uh, Dorin Galbin, la, ta, 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 ta Cum procedezi în cazul dat? Ti uiți greșit la piață, uh -huh. că, că publicul tău, care e interesant în dezvoltare personală, uh -huh. care e interesat în, în produsele care tu le faci, nu pierd timp în așa conținut. E simplu. Uh -huh. Deci, tu nu trebuie să te uiți învios, dar trebuie să-ți uiți câți bani să întreții în cont. Uh -huh. Asta -și. Do doar asta trebuie să te uiți. <laughs> Deloc nu trebuie să te uiți în vios. Mm -hmm. Bun, am produs ăsta, eu trebuie să promovăm. Și nice observație, da. Trebuie, avem un curs ăsta, da? Mm -hmm. De exemplu, costă 1000 de euro. Pe tema dată, mm -hmm. eu produc conținut video care îi explică. Problematizează, de fapt, da, e... ceea ce îi ofer ca soluție. O Ofer soluții sau faci exemple cum poți tine să, cum tu poți să ajuți publica tău țintă mm -hmm. de acel curs sau poți faci niște, de exemplu, dacă ești tu brav un branding, ok? Și aș face și eu. Aș lua niște piața Moldovei, eu am anum, anumit brand și spune că eu și aș face în locul ăsta, aș face niște e, mm, cum spune, -i... Simulez expertiza mea pe diferite situații da. și cumva mă dau cu părerea și dau Ti, scheme te dai de cu părerea, Tu când te dai cu părerea, omul vede că ești expert. Sfatul ăsta, acum trei ani, fix în fix așa cum ai zis tu, ne l-a dat Eugeniu Boico de la Publicis. Eu foarte bine îl țin minte. Fix așa au spus. Au spus că nu critica, critica în general, în piață, în termen lung, nu funcționează. Dacă vrei să sensibilizezi ceva, e cazurile și spune ce faci tu. Și da. împachetează tu cum poți tu ca specialist și asta e cel mai bun efect. Nice. Da, că, de exemplu, tu nu poți știi, de exemplu, toți știu eu despre pasta bărila da? Aha. Ah, pasta barilă uh -huh. e, e albastru. Da. Tu nu știi de ce e albastru și ala. De exemplu, tu poți să-l vezi și că eu l-aș face și roșu. Dar tu nu știi că din urmă ei s-au gândit la albastrușeala, că de obicei în Italia e albastrușeala și e cerul mediu în, în Italia, uhum. culoarea și -a. Și pasta la uh, pasta italiană, ei s-au gândit la albastrușeala. Are da explicație, Dacă explicație. Da, că ai dar tu nu știi explicația asta. De exemplu, tu ai putea să te duci acolo și zici, nu-mi place și albastru asta. Asta e greșit. Nu zici, ei au avut un motiv să fac acel albastru. Dar eu, după părerea mea, după cunoștințele mele, după piața mea, care eu sunt Moldova, eu își fac așa. Și da. tu dai explicații, și când tu dai explicații, când tu uh, arăți modul tău de gândire, de cum uh, uh, te abordezi la da, acel da. subiect, lumea înțelege că tu știi și vorbești. Și zice, și vei, eu mă la trei seriale, cum vadim, mi-explica chestii, eu am văzut că el e expert îmi place cum gândești, îl vreau pentru mine. Știi că în ultimele cam trei luni, tot mai scus și mai ascusit, am, am un gând care nu mă lasă, dar asta e semn că până nu-l fac, el să mă roadă, înțelegi? El las mă consume. Și gândul ăsta este în paralel cu podcastul, de eu acum el se publică luni și joi, frecvență de două, da? să public o linie de videouri, cum mai zis de 10-15 minute, pe linie de dezvoltare personală, gândire critică, de exemplu, da, în direcția asta mai mult, da? Că eu pot, eu am multă informație, eu pot structura, deci eu am sursă, tot am. Cum crezi, e ok să combini două linii de uh, produsă? Uh, La rușă am văzut mult așa, label-uri diferite cu tot felul de emisiuni și ele se combină în paralel. Uh, după părerea mea, eu întotdeauna cu gândirea asta trebuie testez, uh -huh. dar ca să... Ca să vezi, ca să iei o decizie, mă uit și la alții și fac. Uh -huh. Eu asta nu pot spune, că eu nu-mi uh -huh. <laughs> Și, în sens trebuie să testez sau să vezi dacă. E pe, pe, foarte important pe YouTube să înțelegi dacă e același public, interesează toate conținuturile astea. Uh -huh. Dacă același public crezi că a la. Toate acestea trei consoante mm -hmm. care ai în gând, da, mm -hmm. are sens, dar dacă ele nu a să uite, publicul n a să mai întoarcă la YouTube, la canalul tău, YouTube a să înțeleagă că videurile tale nu sunt interesante și n a mm -hmm. să dai bustul și la mai departe. Deci e periculos când două linii de conținut diferite aduc două publicuri diferite, da? De exemplu, eu îți fac un exemplu. Avem un canal care merge bine, da? Pe canalul și la noi facem un video despre mașini, mm -hmm. vin public să despre mașini mm -hmm. okay? și după facem unul despre trenuri. Mm -hmm. Și tu înțelegi că pe urmă ei dacă s la mașini, pe urmă nu interesa interesat să uită despre trenuri. Mm -hmm. și, uh, dar dacă compar mașina cu trenul la motor, la logică? La lo a asta poate să aibă da. sens, mm -hmm. dar mm -hmm. înțelegi că dacă schimbi tema de a te duși în afară din interesul lor, ei pe urmă în homepage... Când a zis că de YouTube, ia să vadă ceva despre trenuri. El zic că eu s apasionat pasionat de mașini, eu de obicei termin lucru mă duc acasă, mâini la reviews la mașini, mâini la Honda, mă uit. Ce ne apare cu totul altceva, Da, da. Și ne apare un tren. Eu n-a să dau click. YouTube zic că ok, el s-a uitat la video, la canal, la Vadim, el a publicat un video și nimeni nu dă click. Asta înseamnă că conținutul nu-i bun, nu-i pentru public publicului și pierzi publicul. Că pe urmă, dacă continui așa, strici canalul. Da, investiții mari, efect tot mai puțin și asta prost să duci pe naiba. Da, înțeleg. Eu aș mai dezvolta cu tine subiectul ăsta, dar prefer să-l lăsăm o leacă spre final. Pentru okay. că, blin, eu cu tine pot mult oră. Eu nu știu oamenii cât de interesant le este. Mi-e interesant că YouTube-ul e platforma nouă pe care o cercetez pe buni ultimii doi ani și e eu de, eu, de mult știam că YouTube e cea mai puternică platformă, dar acum când înțeleg, e, e va și da, da, prostă înțelegi? Nu, nu se compară platformele celelalte cu YouTube, nu de cum. Care e diferența? Diferența... Întreabă pe oricine, oprește pe drum, ză Zine ne un tiktoker tău preferat. Nu știe. Chiar mm -hmm. de scroll. Dă scroll, să uite, să, să râde. Mm -hmm. oprește altul, de pune în doi, trei youtuber, te spune. Că acolo mm -hmm. retenția e mai mare și pe YouTube reușești să creezi o comunitate mm -hmm. și asta e tot farmicul la YouTube. Pe TikTok, alte platforme, doar să uite, în sens, știi, care e diferența între YouTube, YouTube și TikTok. Pe TikTok, tu știi că ai două minute, ai intrat, ai pierdut o leacă de timp, gata, te-ai dus. Sau ești două în rând minut, la magazin. Două Dar... ceasuri. E, am e făcut bun. un exemplu, dar de exemplu, pentru YouTube, tu trebuie să te pregătești mental, tu știi mm -hmm. că ai anumit, conștient, consum, consum. E, ești mm -hmm. conștient, știi, îți dedici timpul tău, știi, e că ai am o oră de să mă pe YouTube, știu că ora asta trebuie ceva să ne aducă valoare. Dacă nu, sau in, in, entertainment, mm -hmm. sau, da, dar știi că ai timp și-a -a alocat. Dar pe TikTok o să intri, te cheamă cineva, bun, vin. Dar pe YouTube, te, te, cum spune, te Focusez, uh -huh. focusezi pe un conținut și de obicei sau te tot sau te focusezi pe acel lucru. Așa, de, facem o pauză în sens că revenim din altă parte. Eu și scenarist și fac conflict. și <laughs> asta a fost un teasing de expertiză care știi pe urmă. Ok. Să <laughs> ecran negru și scrie 30 de zile până la situația dată, știi? <laughs> Bun. Uh, explicații uh, cu accentul lui Mihai uh, și uh, începem de rădășini. Da. Tu ești mutat în Italia de foarte mic copil. Da, de când aveam, cred că, 8-9 ani. Din am făcut în Moldova doar clasa 1-a, 2-a, 3-a. Și până la 29, acolo e 30. 30. Până la 30. 30, până -am acolo. Să Ai vrut să-ți mai tânăr, mergi? <laughs> Da, am crescut acolo, am învățat doar în italian, în sens limbajul meu cum în limba română mm -hmm. e așa la care am învățat în o gradă pe acasă, mm -hmm. că până la trei ani n-ai cum să înveți limba română, eu n-am scris texte, n-am idei, am gândit și am învățat doar în limba italiană. Ei, ei tare interesant în momentul ăsta când tu efectiv ești scos dintr-o cultură mutat în alta, tu te-ai mutat acolo din motive de familie, s-a întâmplat ceva? Nu, doar la o viață mai bună. A, prost abandonat realitatea definitiv, da, da? m mai da. saturat și familia la o viață okay. mai bună ca acolo în viitor mai bun, asta e. În 2024 avem aproape un milion de utilizatori pe Instagram și aproape 6 milioane de utilizatori din România pe Instagram. Deci asta devine platforma preferată a experților care vând consultații, servicii sau produse digitale, instrucțiuni, PDF-uri, template-uri, cursuri. Dacă ai intenții serioase în direcția asta, dacă vrei să-ți organizezi un venit stabil sau chiar să-ți crești deja venitul care îl generezi de acolo, tare îți recomand să te înscrii la InstaShoot. Asta e un program gratuit de 5 zile la care au participat deja peste 18.000 de studenți. Dacă te confrunți cu dubii, dacă ai remușcări, dacă ai frici sau dacă ai lapsus de idei, aici găsești niște soluții foarte bune. Gândește bine și înscrie-te. e gratuit și e făcut din inimă. Găsește linkul în descriere. Când te-ai mutat acolo, cum ai perceput distanța din Moldova? Vă ți-a ți fost doar Urmăre dintr-o parte ce se întâmplă. Ce ți minte? Cum, asta, cum relația ta cu Moldova continua uh, că tu e... în Italia? Când, pe timpul când m-am mutat eu acolo, era, nu 2002-2003, uh -huh. plus minus. Uh, în Italia era ceva wow, era interesant când vine cineva din, din afara țării. Zicei, tu ești din altă țară, da, wow, hai să fim prieteni. Acceptau. Cultură, Acceptau da? că era mm -hmm. așa nou. Mm -hmm. Era așa nou, vreau să-ți cunoască, dar, de exemplu, acum, un copil îți duc acolo, îi jale. În sens e, eu, toxic? E, nu, nu poți să -i duci că iau deja un hate pe toată lumea care vine în Italia. Mm -hmm. Ei îi fură lucru, ei așa... Fac e, cancel, mai scurt. La da, -i. e... Mm -hmm. Nu sugerez în sens, e ok, muți în Italia, când ești într-o. când ești în școală, de exemplu, dacă când ești matur, de exemplu, după 20 de ani, tu nu mai intri în societatea lor. Că e persoanele acolo, așa, un fel, că întădiunea te vadă ca un străin și tu, dacă nu vorbești foarte bine italiana, ca și și te văd. Uh, uh, străin. Te văd da? întotdeauna străin. Tu, mm -hmm. ca să intri în comunitatea lor, tu nici nu trebuie să pari străin. Așa. Asta. Deci asta e asimilez cultura definitivă, integrare definitivă în societate. Asta toate societățile cumva așa fac, în afară din Moldova. N-am idei, dar sincer... Uh... Japonia tot e principală din câte am auzit. Uh, eu cred că Germania, țările europene, tot sunt principiale la modul de onboarding cultural. Adică tu vii în țara noastră și nu înveți limba și prostă nu te adaptează pe ce cauți de asta exemplu, a, asta n-am văzut în Londra. În uh -huh. Londra, parcă. Business City, Londra. Da, acolo am văzut că sunt toți din țări diverse și de diferite țări și pe și parcă nici nu i ating. D după ce am înțeles că în Londra, londinești nici nu mai sunt. Uh -huh. Sunt foarte puțini londinești, care e chiar o. Nativi Da. Sunt de generația a doua. De exemplu, eu sunt de generația a doua. italian, din generația a doua. Fratele uh -huh. meu născut în Italia e italian, generația a doua. Uh, Dar să intri așa într-o societate când ești matur, e foarte, foarte greu. Cunoști cazuri? Spui așa că și părinților s-au dat greu sau, sau nu, că tu vezi după... acum cum se integrează și greu de integrat? Uh... Am, am avut și eu situații Unde mm -hmm. întotdeauna Eu întotdeauna am fost străin da? mm -hmm. Când ajungi în Italia Nu știi prea bine limba Ok, pentru tine e interesant Dar câteodată când te cerți cu cineva, zici Băi, du-te acasă la tine mm -hmm. Băi, eu sunt la mine acasă, înțelegeți? Sau dacă ești născut în Italia Ai alt culoare la față Zici, du-te acasă la tine Și dacă, așa, oricum e italian Zici, du-te acasă la tine, întoarce-te mm -hmm. la tine acasă au fost discuții, ne-am bătut ca copii, uh -huh. dar asta, e, asta se întâmplă în societate. Totuși nu e atât de tolerantă cum nou ne să arată de aici, gen, se promovează că Europa toată e tolerantă, mm. e în, așa, din caz în caz. Yes. Uh, nu. Uh, Oamenii oameni peste tot, cred. Da, e oameni, da, se comportă oriunde, dar mai ales asta, a să vezi că întreabă-te, deși toți după anumită vârstă vreau să întoarcă în Moldova ei acolo nu, nu creează o comunitate între comunitate și în ce sens? Uh -huh. Ei creează comunitate între moldoveni, uh -huh. spre prieteni între moldoveni, dar ei niciodată nu, nu creează o comunitate cu italiene. Uh -huh. Când de una te, te vede diferit. Și de, de atâta, după anumit anumit ani, nu știu, dacă nu te integrezi pe bune în societatea străină, da. tu oricum este, sunt străin, singurătate, greutate și dorul, tot asta apasă. E pasă, simplu, da? tu treci într-o societate unde nu poți să faci prieteni. Tu ești singur acasă, tu uiți numai la, la, la știri în Moldova, tu rămâi cu gândul acasă, de -aia, dar să ieși mm -hmm. afară cu dânsii, nu poți, e pe tine... În... Dar tu ți legătură, de exemplu, cu diaspora de acolo, din Moldova? Sau la tine mai mult totuși sunt prieteni italieni și pe zona profesională? Cum stai cu percepția diasporii de acolo. Și că știu că diaspora în diferite țări, din câte aud eu, din insight-uri așa, din public, greu se vorbește, e destul de neorganizată și nu se susține unul pe alții, știi? Adică, pe de-o parte, cacbă, diaspora îi unită contra problemii din Moldova, da? la nivel mediatic. Dar dacă să iei cazuri separate... And not give a fuck, știi? Uh, la mine eu sunt o persoană strană, în ce sens că eu, parcurs uh, parcursul timpului, și ne avea valorile mele, și nu era în gând cu mine, și n nu avea așalași viziune, eu am eliminat piteți și italian, american, oricum, și uh, eu am uh, obiective foarte mari și foarte puține persoane pot să, uh, în sens, au aceeași viziune a mea, Ia stai, tu ai spus două lucruri tare interesante. Tu, deodată, și repede, ai început să elimini oameni din viață? Am început... Care nu se alinează cu... Care timp. nu se alinează, am început... La școală ești oricum obligat, uh -huh. obligat să stai în clasă, așa, dar la un anumit timp, când, în sens, termină acele 12 clasă, de am fi care acolo, de o oleacă imatur și înțelegi în care direcție e în viață. Uh -huh. Și când vezi că unul o e în dreapta, stânga, eu vreau foarte mult, tu vrei foarte puțin, noi înțelegem că nu suntem pe șești, unde nu așești, energie și acolo. E, am început să elimin e, persoane care erau în prejurul meu, că, de exemplu, pe timpuri eu testam multe chestii online, încercam cu business-ul, etc. Pe dâns și interesa să ducă doar la lucru, să facă bani, sunt duminică în discotecă. Mm -hmm. Băi, mini gata, minim săturat, chestiile astea nu-i pe interesul meu, eu vreau altceva de la viață. Și cum și... ai făcut față tu replișul? Băi, dar pești tânăr, ești, distrează, și da... stai și munșești atâtă, no, îți pe... petrești tinerieța în fața compului. E... Pot spun că... Dă să vedem rezultatele acum. Poate atunci eu spuneam... E... E, e simplu, că îi spui o dată la un om nu vin, a doua nu vin, a treia nu vin, ei a patru ori nici nu te cheamă. Da. Și așa au auto-eliminat da. persoanele împrejur, dar eu acum 10 ani distanță pot zic că eu am avut dreptate. Și când uh, întâlnesc persoane de pe timpuri, ei am tot asta fac. Nu, nu, nu tot asta. S-o ei vreau să fac altceva în viață, s-o de lucru 10 ani, uh -huh. deși n-am învățat, deși n-am continuat. Că eu când am terminat școală, m-am dus deodată la universitate. Dar e foarte interesant chestia asta, că eu eram indecis dacă să mă duc la universitate sau să mă duc să lucrez. Uh -huh. Dar era atunci un moment când eu am dat despre dezvoltare personală. Am uitat la filmul The Secret, nu știu dacă le ai văzut. Mm, foarte mult, mulți, poate, da, da, foarte da, da. mulți în America au început cu The Secret, care mm. și în filmul și -ala, tu e despre videi... nu, acolo... Uh, Eu să mă uit, asta ne reîmprospetează. Eu țin minte titlul, dar conținutul nu prea. The Secret acolo, în puțin cuvinte, era Bob Proctor și era istorii despre oameni care au succes. Mm -hmm. Și acolo ne-am deschis ochii, zic... Uh -huh acolo, de exemplu, ei spune niște obiective și ajungeau la acel obiectiv și am zis, băi, eu în viață, de exemplu, eu dacă vreau chestia și eu pot să o am și acolo am zis, eu dacă vreau și mai mult pot să am și mai mult și îmi dau seama că eu pot să fac orice și vreau. Eu nu sunt limitat să mă duc la un lucru, să-mi Atâția bani și acolo s-a terminat viața. De exemplu, eu vreau. Tu conștientizarea asta ai avut-o înainte de a intra la universitatea asta la 18 ani? Da, eram. Asta nivel de, de conștiință. Îți uh, explic cum s-a întâmplat, uh, așa s a întâmplat niște chestii, că eu până uh, la școală puteai să alegi dacă faci religie. Uh -huh. Și eu, uh, uh, ultimii patru ani de școală, n-am făcut religie, prosta vrem. Timp Să liber, nu mă duc, timp uh -huh. liber ultimul an am zis, eu religie. Și a venit într-o zi profesorul de religie și a zis, băieți, uitați-vă la The Secret. Și după părerea mea, nimeni în clasă nu s-a uitat la The Secret. Am fost unicul, am fost unicul din clasă și am rămas, zic, acolo în, 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 în care e greșeală în The Secret, că ei vorbesc despre gândirea pozitivă, dar e, dacă tu la film, ți e spar că doar tu trebuie să gândești uh -huh. la ceva și se întâmplă. De exemplu, la anii eu mă gândeam, ea îmi place și fata asta, eu așa trebuie să mă gândesc la dânsa, ia îți spre mine, uh -huh, dar nu uh -huh. se întâmplă așa. Eu, du... nu, gândurile au putere de influență a realității, dar nu în instant, asta. Da, eh, nu, nu numai asta, eu după am înțeles că nu doar trebuie să te gândești, dar acolo eram așa fragil, că zic eu, gând, eu credeam că doar trebuie să te gândești, dar pe urmă, am înțeles că trebuie să acționezi ca să ajungi la un rezultat, nu doar să te gândești, te gândești și pe urmă, faci planul și acționezi asta sună tot foarte bine și eu sunt și rezonez 100% cu tot ce spui tu. Și astea două lucruri care tu le-ai spus, ele sună atât de simplu că la mine apare benevol o întrebare. Foarte simplă. Eu, mulți oameni prin jur suferă. Scriu comentarii negative, înjosesc alți oameni, e un dirâdere, n-au încredere și o proiectează, n-au bani. Toți sărași, s au scumpit trolebuzul cu un leu, gălăjii mari, toți suferă din lipsă de bani, din lipsă de viață, de prosperitate. Și pe de altă parte, tu spui două cuvinte tare simple. Gândește pozitiv, adică crede în tine că tu poți să-ți modelezi viitorul și acționează în direcția asta. Tipa, asta pot tăt și apare un conflict concret moral. Dacă asta pot tot, deși tot majoritatea de cei care splâng, nu fac asta. Sau anturajul, nu înțeleg. Anturajul. Anturajul. Mediu, da? Prietenii tăi. E, ca să înțelegi mai bine. Prietenii tăi care ai în momentul ăsta te-au dus la nivelul care ești tu, o ca om. Ca bani, ca tot. Sau mă țin la nivelul ăsta. Nu. Este așa ceva? Când tu trebuie să faci saltul și țin? țin? Nu există țin. Că, după părerea mea, viața asta este sau creștere sau creștere, Sau crește sau decreștere. Nu Noi în fiecare zi. Stagnare crezi că nu e în dezvoltare? Nu, nu există. Dacă e stagnare, asta și în business, oriunde, e un negativ. Înseamnă că, la momentul moment la altul, ceva se întâmplă, de rău. Deci, întotdeauna trebuie să fii în creștere. Ok. Și dacă vrei să să treci în alt mediu, vrei să faci mai mulți bani, vrei să faci, să fii un om mai bun și tu te simți că tu omul nu ești omul care tu crezi că ai potențial, încearcă să elimini. Că persoanele, după părerea mea, ei cred că îi trebuie să adauge ceva. Să viață, să... Nu. Elimină. Elimină TikTok și -ala. Deci, eu am scos TikTok-ul, ne-am scos că mă uit la televizor, ne-am scos... Funcționează 101% Și garantat. rămân 8 ore libere. Și să fac eu 8, ori, eu 8 ore lucrez, 8 ori dorm și fac în 8 ori. Ia și te dezvoltă. Sau alții, eu am bani, vreau uh, în și să investesc. Tu dacă, tu dacă știi în și să, să investești, investești acolo. Tu dacă nu știi, ieși și învață. Pă, să te bazezi pe opiniile altora, e risc mare. Că e ușor să te întrebi pe tine și să investești și tu spui, bagă caroce, acum crește, că ea alt coin, știi? El împușcă, ea că -ți cinci bagă le și, ană, și eu bag și ele tăte jos. Tipa, și eu ies că tu ești vinovat și eu pe tine și eu supărat că asta tu ne-ai asta e poziție de a, victimă, știi? Da, eu da, nu ne asum da, da. deciziile mele, dar caut pe alții să le pun. Cum da, a? nu știi, tu trebuie să ajungi la, singur la răspuns. E simplu. Și ca să ajungi la răspuns, ea nu încearcă să... Nu te du la grătarul și ala. Sâmbăta, stai o leacă acasă, nu te -i ta la programele tale. Ea nu schimbă leacă, că de obicei noi știm ce trebuie de făcut, dar e dureros, e dureros. Tot vremea. E dureros faci acțiunea și în plus. Eu da. dată mă uimește cât e de creativă mintea să te tot amăjești cu tot felul de povești, convingeri, situații, nu mă să să faci și tu știi că trebuie să faci, dar te teni să accepti, știi? Și, și trebuie să te faci, e unică, uh, unicul lucru care tine a să te aduc la, la, nivelul următor. Da. Și, Eliberează și desfașe da, Da, are bine. da uh, argumentul ăsta nu e de vorbă doar pentru cine critică și De exemplu, să fac uh, alt caz, când începi să faci anumiți bani, în orice domeniu, ești business, ajungi la un nivel de stagnare. Și acolo îți dai seama și când ajungi și faci, de exemplu, 5.000 de euro pe lună, ești într-un anturaj. Dacă vrei să faci mai mult, e liftul și te ridici la alt, la alte Și intenționat, impune-te. Da. Tu trebuie să modelezi situația trebuie. asta, da? Da. Și cât te ridici mai sus, îți dai seama cât mai puțină lume e la nivelul tău. Și la un anumit timp, ești singur. Punct. <laughs> Ești singur și că e foarte periculos să ai persoane care zic da, 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 e corect, corect. Nu, trebuie să fie alea că mai... Apare o întrebare. Tu renunți la grătar azi, mâine la altceva, poi mâine la altceva, te ridici în scara asta, liftul ăsta, ai venituri, capeți statut, putere, bani, resursă și ajungi singur. Care-i sensul vieții? Nu este bucuri alături de alți oameni, rudii, relații? Înțelegi? Este Contravine valoarea asta de omenie. Cum, cum uh, o vezi? Pentru mine... Uh, pentru mine... Uh, cum spune... În engleză, zăi în rusă, oricum. Este Mihai o, o dat un disclaimer. El gândește în italiană și vorbește în română. De asta îmi place și mai tare. Și trebuie să traduc în română. română. Da. Uh, și ne-am place, nu sunt oameni, nu e tot chestia, dar-i procesul. Mhm. Uh -huh eu când sunt proces, în flow, se cheamă flow, sunt multivideo pe YouTube despre flow, când eu sunt flow este. Resurse în rusă este. Da. Când sunt flow este, eu mă sunt bine. În prejur, ok, contează chestiile, familia, acolo, trebuie, și, trebuie să fii și ok acolo, dar altă chestie e că fără, tu niciodată ca să ai succes, foarte mult succes în anumit domeniu, nu poți fi echilibrat. Asta e primul principiu. Mm -hmm. Nu poți fi echilibrat, trebuie să fii focus, full time într-o chestie. De exemplu, deja dacă cunosc o persoană, la început și el zice și eu fac A și B, încerc unul din două să fac succes, eu știu că el n-a să aibă succes. Tu dacă vrei să ai succes, trebuie să faci doar o chestie full time și să dai timp 1-2 ani să reușești. În același punct lovești, ca în asfalt faci da, și o că tu oricum în timpul ăsta Primul este teoria și a de 10 de ori, nu uh -huh. știi. Da, da. Mau Colum Gladwell o despreză, uh, da? Nu știu, dar trebuie să continui să faci așa. Dacă tu crezi că chestia așa e, 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 e corect, uh -huh, e corect. Uh -huh. De exemplu, valorile mele care erau? Eu vreau să fiu o persoană liberă, să, să, nu, să nu dau explicări la nimeni. Să fac și vreau tată ziua, să fac cum vreau și până la urmă eu am făcut asta ultimii 10 ani și acum pot zic că am avut dreptate că... poți să te prind aici, ne îmi place că a revenit prima dată, am prins gândul ăsta și n-am reușit că flow-ul s-a dus în altă parte. Tu ai spus că la 18-19 ani ai început să renunți, da? nu să înveți ceva, nu? dar să renunți, să eliberez timpul ca să te focusezi. De unde atâta încredere când și atinge asta? Uh, de unde puterea asta? Înțelegi la ce mă refer? Tu puteai liber să nu asta. Și puteai să ai și mai mari regrete. Că eu la Anișea, uh, terminat școala, m-am scris la Universitatea de Arhitectură, care am finisat-o. Eu cum să... Ești arhitect. Arhitect. Da. Dar uh -huh. când am luat diplomă de arhitect, eu am continuat online. Dar să revenim la Anișea... Uh, Eram o persoană simplă, în sens, fără multe ambiții, eu m-am aruncat, m-am aruncat în arhitectură și la universitate. Eu poate credeam că eu n-as reușesc, acolo anturajul meu erau îți făceai prieteni moldoveni, da, îi zici, ei, hai la lucru, fă bani, ieți mașină. Mm. Mine nu, niciodată nu m-a interesat chestiile materiale, mine m-a interesat să fiu liber. Mă identific 100%. Și eu m-am aruncat, m-am aruncat în facultate, la universitate și ne-am dat seama, la început a fost greu, dar eu până la urmă am ieșit între primii din care sunt scris la universitate cu note foarte mari. Și este, ai abandonat asta, da? și este diploma, este... Nu, cariera e abandonată. Da, în nu, eu mi-am dat seama, eu mă la arh arhitectură cu gândul, Băi, nu există un arhitect că să nu aibă bani. Asta. Ok. Ok? Și când m-am am început uh, pe arhitectură, zic, că mă uitam colegi la, că de obicei când și, zis și la arhitectură, de-am au părinții care sunt arhitecți, etc. Și videau simplu, dar obiectivul meu e să am atâta, așa de mulți bani că eu să fiu liber, da? Mm -hmm. Să fiu liber Și eu vreau să ajung la libertatea și ex Să, să n-am un șef, să n-am cineva Să-mi spui ce să fac eu că Eu dacă vreau să mă scol la ora 2 după masă eu Vreau să mă scol și libertatea și ea. Pot să caracterizezi ce înseamnă libertate Pentru mine, pentru că asta e subiectiv Libertățile noastre, percepțiile sunt diferite Și când tu spui că vrei anumit bani Nivel ca să te simți liber Vreau să înțeleg mai bine ce anumit subînțelegi Când zici că vrei să fii liber Să nu depinzi de sarcinile și indicațiile altor oameni Da, da? Așa, să oricând să își schimbă planurile, oricând, da? da? Să și poate... altă chestie, că să fiu liber, spun și vreau. Eu cum nu sunt, de exemplu, luăm orice influencer. După mm -hmm. părerea pe ta, el poate spui și vrea lui? Nu. El dacă spune și vrea, el pierde public. El. <laughs> În sensul asta. Nimeni nu mai da. cumpără. Nimeni nu mai cumpără. În sensul asta. Eu da. n-am nimic de vânzare, eu sunt liber, eu vin aici și vorbesc cu tine liber. Mm. -hmm că eu nu trebuie să plac la nimeni, eu, eu sunt ok da. și nu trebuie să plac la nimeni. Și ce vreau să spun de universitate, că eu eram un băiat simplu, dar am ajuns la universitate și am, acolo ne-am dat seama că tu dacă nu ești foarte bun, nimeni nu te lua în seamă. De exemplu, acolo se făceau niște grupuri și lucra la proiect. Și pe urmă, tu lucrai la proiectul tău și pe urmă făceai o prezentare. Și tu, dacă colegii vedeau că tu nu lucrai bine așa, ei nici cu tine nici nu vorbeau. Și acolo le-am dat seama că dacă vrei să contezi ceva, tu trebuie să fii în așa mai buni. Și acolo a început, ui, și ceva o energie din mine, băi, eu trebuie și așa mai bun din din clasa asta sau, sau în fiecare an când intram. Ți-am arătat textul care doi ani stau pe fundal aluoghiului? Da. Compete with uh, Immortals. E fix așa, și aliniere la performanță maximă. Înțelegi? Dar asta e greu. Uite-te, știi care e ideea? Ah. Cum tu te-ai format în general? Cum tu la 18-20 de ani ai înțeles lucrurile astea? Aici, asta e, e o chestie tare interesantă pentru că ce ce văd eu în rândul tinerilor noștri, dar inclusiv și eu, eu gândurile astea ne le-am format mai aproape de 28. Înțelegi? Nu din 18. Eu tare aș vrea la 18 așa, conștientizări să am. Și văd că multe generații și mulți tineri cumva greu să adaptează anume la așa mai în sături. interesant ce a jucat rolul, ce este important pentru tine, cum, cum percepi tu libertate, de unde te de dorința de libertate? Era, că asta mă da, mișcă. Pe timpuri eram pe Facebook și vedeam persoane care stăteau, lucrau din Indonezia, din Bali, din America, zic, băi, e liber. Că, de exemplu, eu când mă la universitate, trebuie să fac, nu știu, un stagiu undeva. Depinde de un sistem, Nu, nu, da? nu, mă duceam la un stagiu, da? Mm -hmm. Trebuie să stau 8 ore acolo. Și dacă eu la ora 3, nu știu, trebuie să mă duc la doctor, trebuie să mă duc, poate te rog să mă duc acolo. Băi, de nu-mi plăcea, era foarte dureros, poate te rog. Eu, eu era persoană liberă, mă simțeam tăina liberă, pentru mine nu, e, nu există spate, te rog. Eu ne-am luat, ne l-am făcut și... Sau când eu tine. decizia, până și nu, nu, nu sunt nevoie să-i dau explicații deci da, de ce Da, întotdeauna am fost. Eu sunt băie din nota 2. ia ca pentru asta. <laughs> da, <laughs> pentru da, anturajul ăsta, eu sunt băie din nota 2. Mă identific foarte mult cu tot ce spui tu, pentru că eu undeva în interiorul meu tot asta, tot sunt. Și eu cred că de e pentru mulți, radical, în decizie, în acțiuni, să... Bineînțeles, este ciudat, este arogant că eu nu discut, dar eu nu că nu discut că nu te iubesc pe tine. Eu, eu sunt ocupat cu treaba mea, da, da, nu îmi da. spui bună ziua, nu, ok, minunat, eu tot nu te deranjez. Nu, stii? și cred că și de asta noi suntem la același nivel de, cum spui, de conștiință amândoi. Mm, când... Eu ți-aș da să e mult mai multă valoare, ne place place experiența ta, eu admir. Adică ideea e că am, și deși să înțeleagă și spectatorii, deși Mihai a abordat tema de mindset și noi o să o continuăm, Uh, Mihai uh, are experiență vastă în tot ce se ne digital, de la lansări de zeci de cărți pe Amazon, da, pe Amazon și Amazon. business cu... Și audiobooks. Care ar fi uh, nu, un volum, o lansare cu o cifră ce mai mare? Tu o poți numi sau nu o poți numi? Uh, e, de, de Amazon. De, da, publishing. Cărți. O carte pe America, plus minus 30.000 de mii dolari. Așa. Da, subiectul, povești e, sau nu? Nu, 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 nu. Uh, Era o dietă despre sănătate. Uh -huh. În sens, uh -huh. cum să urmărești o dietă ca să slăbești. Și tu ai lansat în jur de 70 de cărți din câte Nu, nu, am lansat uh, sutii, sute, sute de cărți, că erau, uh, sunt cărți care, de exemplu, story sau diete, etc. Uh -huh. Sau uh, no content, se cheamă no content, de exemplu, cărți din clasa întâia. Uh -huh care mm -hmm. este numărul 1, numărul 2, scrie acelea sunt foarte simple de, de scris sau agende. Mm -hmm. Lansam agende de exemplu 2018 și 2019 <laughs> și schimbam doar cover În sens, sute de cărți, schimbam doar cover și lumea s-a alegea. Am o întrebare aici, pentru că Mihai mai are experiență, noi moși să le abordăm cele care le știu Asta eu. a au fost în 2018 și 2019. Uite, de unde ai luat gândul și cine va ți-o permis consider că tu ești autor de cărți. Pentru că cărțile se percep ca fiind scrise din numele unui om cu experiență mare, cu cercetări, cu anumite observații, sfaturi, da, împachetare. Cum tu să ai spars? Uh, Ți-ai spart cumva gândirea asta? Pentru că business. eu, business. eu, am, am scheme și conținut pentru, blin, patru cărți. Ele stau de ani de zile și se adună și eu tot zic, trebuie să mă așez și le structurez și le public. Mă ca să le public tăti la rând, dar eu vreau pe piață locală, în fizic format. Și undeva în cap este sindromul impostorului încă. Dar tu ai luat să ai publicat sute de cărți da. ca autor, ca titlu, ca copertă și încă și le vindei în America. Asta e moldovan, mutat în Italia, vinde cărți pentru americani. Ca cum asta se întâmplă? Se întâmplă că avem o urgență. Eram ultimul an de universitate. Așa. Tot și... începi cu un conflict. Okay. Nu, tot începi la urgență. Că tu, tu nu trebuie să ai o ieșere Nu trebuie să ai o ieșere Ale începe atunci când el nu are de ales Da, Și nu, e decizia Nu trebuie să ai uh -huh. ieșire. Care era la mine Eram ultima de facultate, universitate Eu știu că termin școala Termin universitatea în iulie Eu în mai am început să public cărți Și știem că trebuie să am succes până în iulie Că pe urmă să nu mă duc la lucru Aș deadline dăd e ul scurt Da nu, nu trebuie să mă duc la lucru, că eu de -am, trebuie să am un venit, și nu trebuie să spun la părinți, mm. la, mm. la altcineva, că eu nu vreau la lucru, că am, că, că am deja o, un venit. Venit, da. Și urgența asta, după părerea mea, când ai o urgență. Din unde Din Facebook, din ziare, cum asta? Ori tu te informai cumva în paralel cu, te interesai de online și de publishing și Amazon. A, așteaptă, asta zici de. Cărți. De cărți, nu, de cărță am, am, am cumpărat un curs și Aha, am uh -huh. cumpărat un curs, am dat 500 de euro uh -huh. și uh, Ai învățat tot sistemul. Da, da, am învățat sistemul uh -huh. la început zici, băi, 500 de euro pentru un student sunt mulți uh -huh. dar vrem libertatea și care, care o să mine și am zis învăț, pun în practică că mulți poate învați, nu pun în practică, am pus în practică că avem Uh, mă ardec să am uh. rezultat în două, trei luni. Și din prima lună, cartea bestseller în categoria anumită, a fost bestseller, una, două luni și deodată a făcut 1000 2000 de dolari. Bestseller așa de puțin venit aduși? Uh, Ori nișă exactă? Într-o nișă exactă, nu? acolo sunt foarte mult nișe, ești bestseller pe o anumită nișă. Mm -hmm studiații o expertiză extrem de mare în a aranja conținut în PDF-uri, în lead magneturi, în instrucțiuni de expertiză. Uh, nu prea, da? că atunci uh, eu nu mă ocupam de tot. de exemplu eu mă pe Upwork, eu, eu găsam doar uh, piața, uh -huh. fix ca pe YouTube, eu găsăm o piață și vedem că este foarte mult cerere acolo, asta și înseamnă cerere, că se vindeau foarte mult cărți, dar erau puțini cărți. Erau puține oferte. Erau puține cărți, puține mm -hmm. oferte. Ce făceam, mă duceam zic, pe Upwork, cătam am un Copy, content writer. Da. Cred că e, da. Uita cum se cheamă ghost writer, mm -hmm. ghost mm -hmm. da. care scrie din nume da. ascuns, da. Și e, pe timpul plătim 300-400 de dolari să scrie o carte. Și, În volum de 30-40 de pagini, nu Nu acolo. Nu era pe păgini, dar în cuvinte, 30 de cuvinte. Mm -hmm. 30 de cuvinte, când cartea era gata, făceai cover-ul și proofreading la altcineva să o citească, să vadă dacă tot e corect. Și pe vine lansarea pe, pe Amazon. formatare în diferite formate? Da, formatul. formatarea îl făceam eu, că pe Amazon este o secțiune unde pui cât de mare cartea ta, de exemplu, câți centimetri A4 mm -hmm. și îți dau acolo un... Un, un, un standard, board cred, da, uh -huh. unde trebuie să încapă cartea ta, să fi informat și ala Și oricum, dacă tu greșești, îl încarci pe, pe Amazon, ei îți dau feedback, uite, că tu trebuie să faci, să corectezi aici. Nu și alt chestii, pe Amazon e, e, e gratuit să, să încarci cărți. Nu ai niciun cost. Niciun cost. Poți să încarci o mie de cărți și n-ai niciun cost. Acum asta e foarte popular, cred că acum stare mulți acolo, întuiesc. E greu e Da, e greu acolo acum salt strategii. De exemplu, trebuie să faci lansare poate prin Facebook, prin sau chiar prin Amazon, trebuie să faci. Da, să să cumperi reclamă pe titlul cartea ta, de exemplu, anumită dietare, un nume, tu trebuie să faci bid în sens să cumperi reclamă clicuri pe cuvântul tău că clientul să-ți vadă cartea și pe urmă, dacă alegeți o cumpără, e o leacă mai, mai greu, o mai da. greu. Nu a avansat piața. Și după asta, dar ce te ai făcut să ieși din businessul ăsta? Că am făcut alt carte și a, 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 ghostwriter și ala a copiat un capitol de la altă carte, Amazonul s-a dat seama și m-a blocat, ne-a blocat mm -hmm. contul și atunci m-am spăriat că era venitul meu și am zis că eu de pe o zi la alta pot să rămân fără bani, fără cont, fără nic și trebuie să o de la zero. În cazul dat, depinzi de Amazon. Dar Iar și te confrunți cu cineva da. care îți privează libertate. Da. Și de acolo m-am spăriat, cărțile au rămas acolo, n-am mai publicat din momentul acela nici o carte și am trecut pe alte chestii. Dar venit pasiv, vine de acolo ceva? Sau da, vine puțin. Da, vine, puțin. Uh -huh. Dar vine după 3 ani, încă vine, 100 dolari pe lună. Dar și te-ai mutat? Atunci m-am mutat... Poveste cu fotbaliștii sau nu? Da, fotbaliștii eram în paralel atunci, mm -hmm. erau în paralel și s-a întâmplat. S-a întâmplat că eu eram la universitate, tot în paralel și la un anumit curs era o fată care ne-au spus că ia face bani că vinde, cum se zice, portrete. Portreti portrete personalizate, canvas, ca, da, nu, ie da. vinde, face face acasă. A, se A, da. nu numai, sau printa. printuri. Ah, print nu, nici printuri, ea face rame? portre, nu rame, cum spune, tablouri. Tablouri. Ea face tablouri acasă și le vinde. Zic, uh -huh. băi, așa e simplu, și erau abstract. Deci nu știi, abstracte e acolo, așa niște chestii abstracte. zic tu poți să faci bani din chestia asta, zic, interesant. Și eu eram expert în Photoshop și eram, îmi plăceau fotbaliștii și am văzut niște chestii în America și cineva, nu a făcut așa similar, dar mi a venit ideea de acolo. O, inspirat, da, o, da, -o, inspirat, zic, da, o să schemă Da, da m-a zic, da, sunt Schema bună de engagement, apropo, da. foarte bună. Eu sunt fan Asimilan și am luat un fotbalist de la Milan i-am dat am, am făcut tablou ăsta digital l-am pus pe Instagram, ne-am creat pagina și am dat tag și zic, ia că asta l-am făcut tipa pentru tine știi? Și el îmi comentează îmi scrie, dar de unde pot să-l cumpăr? Zic, ia-mi stai, leagă și de acolo am început că am, am făcut mai mult de 200 de tablouri 200. Da, mai mult de 200 tablouri. Pentru fotbaliști, anume nișa de fotbaliști. și se întâmplau cu fotbaliști. De exemplu, eu făceam într-o echipă, eu trebuie să-i trimit tablouă unde ei se antrenează. Și se întâmpla, ei vineau cu tablouă unde se schimbă, cum se cheamă? Unde în Da, în vestiar. Și cred că era tau la alții. Și înscrie scrie fotbalistul și uite, ca încă trei 3 din echipa mea vrea să cumpere tablou de la tine, hai te rog, Cine acolo Milan? Pirlo? Sau erau mai noi de, -am? de mai exemplu, toți îl cunosc, Tonali. El nu la știu eu. Ok. erau, pe timpuri, era alt Jose Mauri. Și pe eu îi trimiteam șta, și, și tablou, și pe îi trimiteam și mai eu acasă. Semnă. Cu... Da, semnat. Cât le Uh, am vreo patru, că la anumit timp ne-am dat seama că ne șerem uh, uh, um, mai eu, și vreau să fac schimb. Uh, Glatur. barter. Da, vreau să fac schimb cu tabloul meu, dar eu nu vreau, nu mă interesa, am zis eu vreau bani. <laughs> și la, la, început îți spun că e, e foarte greu că zici, uh, persoanele astea le vezi în televiziune și pe urmă în, uh, în și o lea că ți frica și să-i șeri bani. mm -hmm. dar la urmă e... După că e statut, e da, a... putere. Da, stai acolo și te gândești, dar și să-i scriu și să-i răspund. Și parcă tremura când îi spuneai, uite, dacă îl vrei, trebuie să plătești atâta. Da, ei erau ok. De exemplu, alt, tu nu știu dacă știi, Inter, e alt client, e bastone, e, e defensor. Sau mulți din care joacă în Naționala Italiei, mm -hmm. mm -hmm. uh, cineva în Naționala Braziliei. De exemplu, eu știu că pot să ajung la orice fotbalist, că acum am contactele. Ai networking da, da. cu toți fotbaliștii. Da, doar că nu îmi mai folosesc. Că am, am spus la început că dacă vrei să ai succes trebuie să ai focus doar pe or chestie. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din zeci oameni care privesc podcastul ăsta, nu să abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai clic și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Și mm -hmm. eu spun Dar schema e simplă și nice. Da, e schema care Ești bravo într-o chestie, tu ești, știi să faci o chestie de valoare la alții. De exemplu, am vorbit înainte și de... De Exemplu, dacă faci canal de YouTube, uh -huh. tu că poți face faci chestia și el la, la tăi clienți. Ia să vadă valoarea și să vii la tine. Fix așa și aici. De exemplu, eu întotdeauna când am vrut să cunosc un om, eu întotdeauna dau valoare, dau, 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 dau și eu ajung, ajung la acel om. Mai întâi tu oferi? Da, eu ofer, de exemplu, eu nu Asta știu, e legea reciprocități. În, 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 psihologie, influență mai da, te De ce au din De exemplu, eu mă la tine, zic că ai podcast așa. De exemplu, un tânăr acum, cum te, te ajut? Și poți să fac? E podcastul tău, îți ți, faci se editează video în anumit, mm -hmm. în anumit stil, zice, vă de mult. eu asta am făcut pentru tine. Și tu atunci îi trage atenția. Exemplul ăla Eu sunt marketer, eu știu că asta e tripwire sau produs limitat care e făcut pentru a-mi vinde ideea. Da. Asta să funcționează numai într-un caz, asta tineri, că mai sunt care scriu. Numai dacă voi creșteți cu un cap calitatea sau modul de abordare a rilor. Da, trebuie să faci Așa va, cum wow. eu pot până acum, așa să organizează, n-am sens să deleg sau să includ alți oameni. Numai dacă puteți și faceți ceva wow. mult mai crută. Care da. zici, bă, eu și ceva încă n-am văzut. Da, da, și vreau, pentru că piața nu are standard, eu am precedent de a pune alt standard și în direcția asta. Știi? Da, de exemplu, eu când vrem să ajung la ceva, eu vedem în și ele are un minus și eu zic, eu obține, de exemplu... Nu, problemă, nu? O problemă sau un minus chiar. Nu, că, un minus, care el poate fi focusat pe alte chestii. Uh -huh. De exemplu, eu când eram expert pe Instagram, vedem poate cineva cunoscut, care el n-avea profilul Instagram foarte mare, zic eu, poți ajut și îi oferim o consultanță. Uh -huh. Aș putea spune cineva din România foarte mare, că i-am făcut consultanță, dar ah, nu vreau să spun. Okay. Nu vreai să Nu, vreau spun. Și fix așa, în fotbal, de exemplu, o, 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 eu de amul era tam preview, cum a fi printat el acolo, în casă, la dâns, cum a fi de viitorul. Și da, îi vindeam și el îmi scrie, da, unde poți să-l cumpăr? Gata, poftim. Știi și interesant, tu zici că cât e numai o schemă și aia ca îți dai valoare, eu observ alte lucruri. În toate schemele și toate abordările astea creative, în primul rând de ingeniozitate, dar să revenim înapoi din observațiile mele, pentru că tu ai spus așa tot o frază când vorbeai despre cărți pe Amazon, că eu nu producem, eu mă dușem, organizam lucru, eu identificam oportunitatea. Da. da. Păi, din punctul meu de vedere, asta e unul dintre primele și cele mai importante skill-uri ever a unui marketer care are mai înțeles și antreprenorial, New Business, cercetare din nișă noi și extinderea serviciilor, numești cum vrei. Asta e spiritul de observație. Asta e, tu datorită la spirit de observație și analiză, pe sută, tu te specializezi acolo. Restul e organizare procesă, da? După asta. Uh, uh, afli de o idee de a face și bani, deci să o repeți și nu mergi în direcția de hai să fac conținut public, să adun comunitate, să atrag atenție, dar mergi punctual, cu taguri, înțelegi, tu ai spus că trebuie doar un sistem, ca învați și faci. Tu ai avut și curajul de a da tag la fotbaliști. Da. Înțelegi? curajul ăsta, e că, pentru că mulți ar spune cum eu să-i dau tagul tipa, la un antrenor italian sau la cineva, cum? Fotbalist italian tipa, foarte cunoscut. Tabloul ăsta? Și pe el nici nu mai e în Asta e ideea. Și asta e multă reacție anume de este eu întâlnesc, știi? Dar tu, cumva, tu n-ai obstacolul ăsta în cap deloc din câte observi eu din și spui tu. E, da, n-am limite. Pentru mine nu există, nu pot, nu vreau. Fa vreau, fac. Dar și mișcă cu tine. <laughs> și mișcă. Tu tind spre libertate. Tendința ta spre libertate întotdeauna întâmplă în obstacole de cineva care ți-o privează, tu devii mai puternic, mai puternic. Nu asta e un joc care te construiește. Dar din interior și mișcă? Procesul este în place, de a crea. Procesul, da. Creația. Da, stă... crea. În sens, uite, eu pot să am, de exemplu, 10 miliarde în cont, ok? Mm -hmm. Eu, lumea simplă, crede că ea ca să ai bani, eu mâine mă duc pe plajă. Nu e așa. N-ai ce faci. Eu trăiesc pentru scrie, fax, fac, să mă mișc. E, îmi place întotdeauna să... De exemplu, eu un canal de la zero de YouTube și întotdeauna emoțiile și ele de la zero, știi, de la zero că se mișc și ceva, e, e, greu de e, înțeles. Adrenalina și, Adrenalina și da. Înțeles. Mai eu dacă odată la 2-3 ani nu fac ceva creat concret, eu încep a-mi pune la dubii vap și tot, expertiza, experiența mea, viziunile, încep să înțeleg că eu undeva mă blochez pe bune. De exemplu, la YouTube sunt niște canale care fac 50.000 de views pe oră, uh -huh. pe oră, Firmam un canal... Dintre canale care le gestionez Da, acum? da. Nu, nu le gestionez, sunt proprietar la canale, uh -huh. sunt proprietar cu un coleg, prieten, el, el coleg, prieten, Salut, Pidan! Și suntem creștem amândoi canalele noastre. Avem 50 de canale, din care 20 sunt activi, care suntem focusați. Când ne-am dat seama că trebuie din nou focus, că că avem, publicam foarte multe canale, dar se pierde focus am zis ok. Nișe diferite, titluri diferite, scenarii diferite, era focus, da? Da. Trebuie într-o nișă? Foc, da, focus, dar câteodată în aceeași nișă, de canale diferite, dar suntem tot noi, dar publicul nu știe. De exemplu... Darwin cu De exemplu, <laughs> în Moldova, deschid un business, da? Eu pot deschide același business după trei nume, și cumpărător zice, băi, eu nu mă duc la A, când nu-mi place, mă duc la B. Și să-l clasifici la diferite niveluri de, 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 de prețuri cu diferit nivel de deservire. Și eu nu iau piața. Și eu nu știu că toți eu de spatele da, asta. Da. Fix așa funcționează și în cărți. De exemplu, am avut de succes o carte cu anumit nickname, nume, uh -huh. autor. Bun, eu fac aceeași carte cu autor feminin. Aceeași carte cu alt nume. Și Amazon nu blochează? Nu, nu, asta or? e e ok să faci, mm -hmm. e legal, tot, e alt autor. Și faci IB testing și ne prinde mai mult la cititori. Da, că... Autori femei sau autori bărbați? Până la urmă vin banii tot la mine, Dar și ne, și ne vinde mai bine, din curiozitate. Autori femei sau autor bărbați? Bărbat, la mine. Da, bărbat că, după părerea mea, poate vedea autoritatea. Mm -hmm. Autoritatea. Interesant, deci 50 de canale. Proces da. de conținut, production concret și da. orientat, sursă. Modelul este monetizarea. Doar, din... Da, monetizarea doar din AdSense și gata. Hai să revenim în YouTube înapoi, noi okay. cumva, călătorie. Eu despre Moldova. Tu, acum. Când ultima dată ai fost în Moldova? Dă da să încheiem și subiectul asta. Am fost în octombrie. Dezviei? Nu. No, hmm? Vinem foarte rar, dar acum am planuri foarte mari, dacă poți să pui în titlul la tine la YouTube, vreau să ajung, să ajungem, să facem un milion de euro pe lună doar cu YouTube din Moldova. Ok, ambițios plan. E, eu cred că e posibil, trebuie... Eu, tot. Eu văd, și din tot ce înțeleg eu despre YouTube, eu văd foarte posibil organizarea unui proces de până în 30-40 de mii. Nu mă trebuie echipă și... Uh, metodologie. da. Continu, continu. Deci, deci, tu vrei un milion din YouTube, Monetizare? Pe lună, pe lună. Și eu, în sens, lumea, nu-ți dau seama că îi trăiesc în Moldova, dar îi poți să vând oriunde. Păi deși stai piața asta de și de mii de oameni. Dacă tu poți să vinzi la milioane de persoane în America în oriunde. Asta de știi ca mie mușeala? Nici nu trebuie să știi limba. Când ții pasărea în uh, cușcă și după asta și el nu poate zbura că s-o deprins că cușcă, e ca eu sunt plafonul ăsta, e o leacă așa, uh, deranjant să înțelege asta, că parcă n-ai curajul sau parcă nu te-ai gândit și nu ți-ai permis să gândești că poți să ai impact internațional, știi? Precum în Moldova resursele sunt ieftine. Da, dar da, vezi că de am și internațional... Suntem mondial, așa. nu planeta nu, nu dar e greșit în sens suntem în același sat, toată lumea în același sat, vorbim doar niște limbi diferite, Eu nici nu văd barierile astea, știi, România America, uh -huh. Într-un mine vorbitori vorbitor de limba engleză, gata nu mă uit la altceva ok, am înțeles gata, e simplu, că când intri într-o într piață, te uiți câți vorbitori de limba română, că e greșit să doar pe Moldova, că sunt foarte mulți care trăiesc în Italia, în Franța, în Portugalia, în America, Ti uiți piața și aia. Ok, noi putem, avem obiectivul ăsta, da? Uh -huh. Putem să facem în piața noastră atâția bani? Da sau nu? Dacă nu, hai la o piață mai mare, poftim. Nu trebuie să știm limba, este cea GPT, este tot, facem tot de acasă, din Moldova, nu avem costuri, avem casă, avem... Poți și să înveți alea în engleză, pentru așa oportunități, Tipa, noi și De exemplu, uh, în, e, în Egipt, în Egipt, am fost în Egipt, băieții acolo vorbesc italiană foarte bine și rusă. De ce? Ei sunt obligați, ei, dacă vreau să lucreze, ei trebuie să știi să vorbească cu foarte, foarte bun între adaptarea la publicul suntă, Tu ai viziuni, una, la publicul suntă gândește alta, adaptează măi, da. La nivelul lor de gândire, de exprimare, tipa. Foarte bun. Blin, skill ăsta de marketing în comunicare, în general, și în simboluri, și în, copy, în content writing, în tone of voice, da? E, e destul de rar să întâlnești adaptabilitatea asta din anume în Moldova, greu oamenii. Toate instituțiile comerciale vor să impună viziune în comunicare și ei și nu funcționează. Tipa, dictatura în comunicare, asta nu e radio. Oamenii nu te ascultă obligat. E prostă, Swipe, știi? Da, la oameni trebuie să iei atenția. De exemplu, da. faci un exemplu cu tine, da? Eu am îți spun, nu știu, suntem aici, da? Și îți uh -huh. spun, da, să revin. Ce înseamnă marketing, da? Marketing trebuie să înseamnă să ridicăm mâini la oameni. Da? Trebuie să ridicăm mâini la oameni, zic, da, mine mă interesează, ok? De exemplu, de aici îl doare mâna na ok? Aha. Și ne vrea în Japonia. Și Aha. ne vrem în Japonia. Așa, prin diferite tehnici și din diferite unghiuri, îl faci pe om totuși să râde și mâna. Da. Și ne vrea în Japonia. Tu vrei în Japonia. Eu știu că tu vrei în Japonia. Și l influențează prin ce și el vrea să audă și cu ce el se identifică. Da. Hai să găsim găsăm problema. Și îl doare pe dânsul. Deși el nu poate doar în Deși să doarmă noaptea. ce să vând foarte multe cursuri online. Că știi că nu-i ajung bani de asta. Nu-ți ajung bani? Hai că eu am soluția și schemii prostii. Nu-ți ajung bani, vrei un salariu în plus? Hai, vin la mine, poftim. Și oamenii îți duc acolo. Facem o paranteză, e subiect popular în Moldova. Și gândești tu despre copii de 20-25 de ani care se dau experți și vând cursuri și consultații într-o nișă oarecare? Uh, tu consideri că asta e normal? Sau pur și simplu asta e realitatea de piață? După părerea mea, când cumpărați un curs, trebuie să vă uitați studenților dacă au rezultate. Asta. Că, de exemplu, sunt... Uh, și în fotbal, antrenori care nu au fost fotbaliști, ok? Mm -hmm. Nu au fost fotbaliști, dar sunt buni antrenori. Sunt alții fotbaliști care nu sunt bune antrenori. După părerea mea, uitați-vă la rezultatele de la persoanele care ies din curs și -ală. Atât. Ok. Să ai semn de reper de comparație, da? Uite, de exemplu, eu eu nu am cursuri, n am nimic. De exemplu, eu am un curs de YouTube, ok? Ok. Mm -hmm. Și eu pot spune un expert că fac milioane de views pe lună, nu interesați pe lume. Dă să arăt eu că studenții mei au rezultate. Dacă tu vezi că studenții mei au rezultate, asta zici, băi, e posibil să și eu și primă și eu între studenți, cei care au rezultate. Asta e foarte simplu. E, foarte interesant, a soleniat multe discuții despre YouTube. azi dimineața am avut o consultație cu echipa echipă din Rusia, care gestionează. E o echipă mai mărișoară, sunt 250 de canale YouTube gestionate uh -huh. și sunt mai multe canale de experți extrem de populari în țări CSI și inclusiv, din câte știu, pe portofoliu este și Morgan mai scurt. Mine m-a interesat are mult cum îi lucrează și poate să ofere și restul. Uh -huh. Uh -huh. Și la este o metodologie care eu vreau să cercetez și asta e să fie sarcina mea în următoarele două, trei luni. Eu am un plafon în crearea, ea ca eu cu toate ideile mele, hai povăie, ieșite din context, am ajuns într-un plafon și eu îl sunt și eu vreau să-l depășesc, asta cred că o să discutăm în afara YouTube-ului. Deci, și ideea care? Ei, de exemplu, au un proces, la ei este Uh, producție de research de piață, ideile de subiecte, titlurile, thumbnail-urile și scenariile de expertiză zona. în jur de 9000 de euro, mă tinc, pe 50 de video-uri pe an, pachetul, știi? Fără producție, la distanță. În care o, ce prețul e taxi, 180 de euro un video, trebuie încă filmat, montat și gestiunea YouTube-ului, destul de costisitor. Și mă interesam, și acum am discut cu tine cu YouTube-ul, și zici de uh, scop de un milion de euro Lunar. Din YouTube, monetizare. Da. A, e foarte interesant provocarea. În primul rând, e nu trebuie și deloc orientat prin Moldova. Moldova și nu se monetizează la audiență. Te știu de asta sau nu? Da, știu. Trebuie să spui România, dar... Nu, nu, nu. Spectatorii din Moldova nu se da. Nu duc nici un RPM de asta. A, deloc. Știu, da. știu. Din audiență, din 100.000 de views, dacă 30.000 mii în Moldovii, nu aduc bani. Da, că, nu se fac reclame în Moldova. Și că dacă pui latura profesională, tu poți spui tare simplu. Spectatorii din Moldova nu au forță de feedback asupra produsului pentru că ei nu aduc niciun impact direct asupra produsului, știi? Da, da, da. Eu cândva mă gândeam, zic așa, moldovenii nu se monetizează, nu mă critic, părerea lor o pun pe locul 3. <laughs> se monetizează diaspora România, diaspora trebuie pus pe întâi că RPM-urile sunt mai mari, da. România trebuie cercetată și atrasă, da? Cam așa e strategia. Dacă tu, dar tu ai înțelegere cum s-a un milion? Din YouTube. Simplu, și în merge acum mulțiat la X. Așa. schemă. Doar trebuie mai mulți Ok. okay. Uh, trebuie de văzut dacă scalăm online sau scalăm offline, oficiu, oameni care vin și ne ajută. Mm -hmm. E simplu, întotdeauna oamenii și greșesc. Că găsesc ceva care funcționează, care le merge. Și pe urmă ei vreau să schimbi, că nu-i plac, că nu-i... De să încercăm alt business, că eu să... Stare bun în asta, da, da să bun, asta e foarte greșit, că este. eu foarte mult proiecte, am avut succes zic, și mă credeam gata Dumnezeu, fac alt chestii și pierdem și prima și a doua chestii. Și am zis gata, de amuia fac doar o chestie și până și nu scurg la maxim sursa și în sens să aduc valoare cât mai mari, cât cât mai mare chestia asta, nu mă mai opresc. Ceea ce spui tu, eu cândva am auzit, tot răscolem pe YouTube multe video și cumva am dat de un video de la Rockefeller sau Warren Buffett, cineva mm -hmm. din oameni populari și tari bogați și titlul era Cum să faci un miliard de dolari. Mm -hmm. Măi, și eu când am auzit fraza asta, e prostă ne -a întors realitatea. Ca să faci un miliard de dolari, tu trebuie să creezi un produs care să fie cumpărat de un miliard de oameni cu câte un dolar. Știți să Secretul, și proiectelor bune, asta e așa cum zici tu, consecvență în aceeași Schema e simplă și e prostă să repetă din nenumărate ori. Și lovești, lovești. Da, asta poate să schimbă. Pentru, de exemplu, hai să ducem noțiunea asta în Moldova, da? Uh -huh. De exemplu, în Moldova zice, ok, piața e un milion, da? Eu vreau să fac atâția bani. Știm că publicul nostru de un milion, dar la început trebuie să știi câți bani tu vrei. Uh -huh. și, și trebuie să faci niște calcule și să vezi dacă poți în piața asta să faci banii ăștia. Că de exemplu, după părerea mea, foarte mulți business-uri ei se așteaptă să facă anumiți bani, dar nu este piață să facă banii și aia. Da. De exemplu, avem un curs, da? Vreau să fac 30.000 de euro cu un curs. Bun. Pun prețul la curs, 1000 de euro. Da. Eu vreau să vând un curs pe zi. De... Câte unul pe zi, timp de de lună, e 30 de mine. E destul de, de, simplu, 30. Dar eu, asta ca să ajungem la 30 de mii. Ok, dar să facem altă. Dacă pun cursul la 1000 e la, la, 100, gata, la 30 și foarte departe, când trebuie... 300 de clienți să trebuie. Da, trebuie 10 și X. Uh -huh, uh -huh. Și ok, dar 1000 1000 scump, ieftin, nu există scump, ieftin. Dă da, să dăm valoare de 1000 de euro. Uhum. Vrei să faci și Vrei să faci un milion pe lună în Moldova digital, Ok, de, hai să vedem dacă sunt niște firme Care ei sunt Cumpiră nou un serviciu De 50-100.000 Dă să dăm uhum. dacă există serviciul ăsta Nu există serviciu, hai la altă piață Să-i dăm un serviciu de banii ăștia Piața de digital Mă publicitate În Moldova e în jur de 6-7 milioane De dolari, înțelegi? Eu cândva am dat din niște rapoarte, pe ce -am destul de, din 2018, 19, că mai recent n-am găsit, dar era menționat. Comparativ cu piața e-commerce, piața de digital marketing în României, în jur de 120-130 de milioane de euro și în Moldova e de 5. Da, știi? Pe care digital marketing în Moldova? Care e ca și să operești pentru și niște, niște companii străine, branduri mari, acoperă 80% din toate bugetele. Ești în Moldova, lucrează pentru America? Asta simplu. e altă temă. Da. Lucrezi pentru America, îi aduci valori. În plus, poți să ai un preț mai bun, că lumea, lucrătorii tăi, locuiesc în Moldova, mm -hmm. au salarii mai mici, poți să oferi un preț mai bun la același nivel de calitate sau mai mare și lucrezi cu piața americană. Nu stres, nu sunt limite. că tu mai întrebi, eu am vrut să, înțeles, să te întreb: tu când ai venit în Moldova și s-au aruncat deodată în minte, și prima impresie pozitivă și una bune, neplăcută, E interesantă percepția ta? Persoanele sunt limitate aici, foarte limitate cu gând cu gândul cu tot îi e, e văd doar până la, până la vamă chestia nu, nu știu dacă mă explic în sens mm -hmm. foarte limitat, nu văd spate mai mult, poate în Moldova nu sunt niște exemple nu știu, de firme, de antreprenori care au obuhnit în afară că zic băi, eu vreau și eu cadensul așa Că... Dar tu ai încercat cu cineva să vorbești, să trezești, să sensibilizezi chestia asta? Sau tu nu te no. ocupi cu asta, nu? Nu, no, nu. No. Am stat pe... Pe Chil. chill? Pe mea. Dar, <laughs> părerea mea, trebuie... Nu știu, niște exemple care... Persoane care fac rău sau... Trebuie niște persoane care aduc valoare în piață și care ajunge poate și în afara țării, să fie, niște exemplu pentru băieți care. Trebuie un lider vizionar în piață, da, de money și... making, în primul rând, da? Trebuie da. unul care să încheje concret viziunea, sensul și direcția și să o poată explica tuturor și tot să-i la asta. Da, asta e da. unul. Doi, din, și, din punctul meu de vedere, și trebuie a, pe lângă lider. Mm. A, tu ai zis valoare, tu ai zis trebuie de adus valoare. Da. E că eu când ascult, când tu spui de valoare, eu văd în asta sens economic-comercial, valoare înseamnă schimb de servicii, expertiză, bunuri pe bani, da? da, da. Și se întâmplă uh, schimbul dintre cerere și ofertă. La noi, cuvântul să aduci valoare în societate, deseori este interpretat extrem de distorsionat. Valoarea asta înseamnă gratuit, dedicație, jertfiri, în folosul națiunii, în folosul limbii, în folosul oamenilor și în, în, în cu ei, da? La noi valoare cuvântul se percepe un pic altfel decât sensul comercial pe bunea lui. Că lumea nu înțelege că dacă iau chestii gratis, chestii care nu dau efort, energie, bani, bani, energie, ei, dacă au ceva gratis, pe urmă valoarea și nu-i dau valoare la valoarea care cineva i-o dă. De exemplu, cineva, dacă oferi la un prieten de tău cursurile tale, ei n i dau valoare. Cine ei nu au să aibă chestia și Ei nu văd sens să dedici. Cumva, da, eu înțeleg și spui. Chii, eu, de exemplu, multe ori am, am să ajut prieteni, în chestii, să spun, băi, tu, și tu poți să faci, fă așa. Dar ne-am dat seama că dacă nu plătesc pentru informația și ei, nu îi dau valoare. De dacă vă să iau după tine și pe urmă prost să pierzi și tu pierzi și timpul și tot. Nu, dar eu nici nu, nu, mai pierd timp. Că la început eu vreau să ajut pe toți, dar nu mă ajutam pe mine și am zis mai gine singur și mă ajut eu întâi pe mine și pe urmă mai departe. Absolut de acord, am trăit greșeala asta pe propriu. lecții lecție dură, dar cred că pentru maturizare e numai bună să la raft acolo că... Valoarea el sunt de acord cu tine, cu valoarea și cu tot. Și cu conținutul, noi putem produce, noi suntem ingenioși, noi putem analiza, dar tare, tare greu să pui pe spirit de inițiativă un grup de oameni. Eu am observat din toată experiența mea, din momentul în care noi am făcut cunoștință cu Asamceva, eu m-am văzut cu mult, eu am explorat întreaga piață, diferite companii, mai scurt, evenimente, multe, și tot așa, și în Moldova, și în București inclusiv, Vizit în Cluj Iași nu contează, contează uh, observația. Cu fiecare în parte discutăm tu ai potențial enorm, eu te respect, viziune, admir că așa om este în Moldova. Tu poate despre mine așa gândești? Minunat. T cu fiecare în parte așa schimb de energie și de viziuni se întâmplă. Cum aduci 10 oameni într-o cameră și îi pui lucrează cu un scop, să formează ceva, pistanuța și probleme să încep orgolii, percepții, discuții, lene, înțelegi, dificultăți, îngreurarea procesului și mai scurt, e tare greu. Păi asta tare e greu. Eu și de asta spunem că uh... M mai, mai singur și nu-ți dai explicații. Că eu, multe ori, dacă stătei cu cineva, trebuie să ai să o viziune, poți fi corect sau greșită. Trebuie mai trebuie să o așa? -i? Da, trebuie să o Dar de ce noi să ajungem să ne opărăm? Băi, și singur, ai o viziune, duș lucrează și singur lucrează. Că, după părerea mea, lumea nu e deprinsă să lucrează singură. Băi, parcă are cineva trebuie să-l ajute, să-l împingă. Băi, nu și le nos. Ia, ia te mâini, vrei să faci o chestie, testează acolo, iei timpul necesar și dai făială. Asta e. Nu trebuie să cineva zic, da, ai dreptate, hai, ti ai rog, hai să lucrăm împreună. Nu am rog după da? Da, da. Că foarte multe ori am încercat să lucrez cu persoane care nu erau la același nivel, dar nu zic nivel, profesional, din înțelegerea pieței, de skill-uri, soft Dacă skill eu eram, eu sunt gata să lucrez 24 de ore, 20 de... Asta nu-i sănătos Spun la toți. dormiți cât mai mult puteți, că asta e foarte bine. Dormi, nu contează când te trezești, dar să dormi cât sufletul, în sens, cât corp are nevoie. La eu și aici cu dânsul mai alinez. tot așa, nu contează când te trezești. Nu contează. <laughs> principalul să faci și ai de făcut. Și că atunci am dădeam seama că eu aveam o viziune, eram dispus să lucrez la infinit. De, că tu obicei, ideea, sensul, tu da, 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 de obicei persoanele au alte ieșări, am vorbit, că poate au un job, poate au, știi că dacă ceva rău, ei, eu mă În întorc acolo. B? Da, mă întorc acolo. Băi, da, dacă ar stă din prejurul tău, n-ai nică, dă foială și reușești. Devii legendar, că n-ai de ales. N-ai de ales. <laughs> Da, les. este tema asta, este. Și da, eu știu, eu am trăit tot așa situații. Eu știu ce spui tu. Trebuie să ai urgența asta, trebuie arde, cur, trebuie să facem. Trebuie să facem arde dacă nu. Da. La sap. <laughs> Dar pă, <laughs> și așa nu departe am ajuns dacă ceva, <laughs> eu urmărind cum tot se produce, mai ales având conexiuni cu toată lumea, acces la toate platformele, înțelegere și cunoștință inclusiv de content production, de marketing, asta atât internațional să vinde. Multe lucruri pot fi mutate, deși nu se întâmplă, deși... De Sunt multe întrebări. Da. Să revenim și la planul tău și la meu. Eu, undeva în capul meu, am avut așa un scop și-l am, să adun în jurul canalului YouTube subiectul dezvoltare personală, gândire critică, bani, psihologie, da? Tot, adică tot îndreptat spre un singur lucru, să-ți faci viața o leacă mai bună, să devii mai bun cumva, să te ajuți, să ai idei constructive și rest. La 100 de mii de abonați. Acum am acum undeva 27-28 de mii. Adunați în 2 ani aproape, da? Eu înțeleg că accelerarea ei poate să în următorii vreo 2 ani mai rapidă, pentru că se capitalizează tot. Dar cum ai procedat tu în locul meu să accelerezi asta mai repijor într-un an? Eu nu m-aș uita la subs. Mm. Deloc. Vă abșe, de, nici la abonați, nici la views. De, de exemplu, trebuie să vezi care e obiectivul tău. Mm -hmm. Eu vreau subs sau vreau să fac bani? Mm -hmm. La mine legătura svească în capă e așa, mm. banii sunt oferte de monetizare, unde atenția toată și cumva Uh, nu știu, a ăsta să se capitalizează și înțeleg așa, uh, pentru a, a menține conversele trebuie mai mare aornus, prin urmare trebuie de atins un public mult mai larg și de adunat și de-l deprins cu conținut, da? Și îl iei pe tofu, da. sau uh, stages of awareness, uh, sau restul. La chestia asta n-ai control, de, asta o faci doar prin conținut care poate... Piața e mică aici, piața e mică, tu dacă vrei să, să ajungi la 100.000, începi cu scandaluri, începi cu... E numai încolo direct. Da, că trebuie să ajungi, trebuie să te gândești, trebuie să ajungem la orice om din Moldova, ok? Și poți să interesează unul de 18 ani și o persoană de 70 de ani. O știre de rău, o șava de ca și-a asta, scandaluri, chestii, doar asta. că, că uite și faci televiziunea și acolo ai răspunsul, dacă vrei să ajungi la orice om. Așa. deci asta pe Moldova. Asta pe Moldova. Mai este o întrebare în așa caz. În momentul în care așa de tare se diluează cumva calitatea, că impactul mare de fapt scade interesul oamenilor vis-a-vis -vis de dezvoltare personală. Da. Are loc în imaginația ta, în abordările tale, are sens și loc de a combina subiectul expertiză sau subdomeniu ca dezvoltarea personală cu scandalurile și dintr-o prismă de prezentat și de făcut legătură între ele sau asta e nu în, în direcția de clickbait mă refer. În momentul în care prezinți în titlu un scandal și îl tragi înapoi în dezvoltarea personală și dă explicații, sau da, asta -a da, nu funcționează. Nu, nu, poate să funcționează. Poate? Că am văzut și la timp istorie când cineva ți-a dat și tu uh -huh. zici, ian, ani ian, hop, hai să analizăm. Uh -huh. asta după părerea mea prinde gine și poți să iei ceva tu până acum l-ai făcut doar și te-o tins pe tine personal, mm. dar e ceva național și s-a întâmplat, Deci hai să luăm știrea asta, hai să o analizăm. A, așa. Ok, e nice, e nice. E ajunge așa la Din ce ai văzut tu, poate ai deschis YouTube-ul rasfoit. ce s-a nimerit în ochi și te-a ca specialist în canale de YouTube? În canalul, în nota 2 m-am uitat, m-am uitat, m-am uitat cine are mai multivios. vios. ne-am dat seama că la tine să faci mai mult vios pe cineva care-i cunoscut, uh -huh. care nu știu dacă la tine nu știu dacă îți prindă valoare, uh -huh. să dai valoare, să... Că publicul e de luat și foarte larg, da? Nu, nu -i... Da, e prea larg publicul uh -huh. și trebuie, în sens, să dai valoare, e prea nișat, că să luăm toți oamenii care sunt la tine pe canal, au interese diverse, dar nu toți sunt interesanți. Poate ați fi interesați peste câțiva ani, poate deja au trecut peste faza uh -huh. așa, sau anumite, anumite chestii. În sens, tu îi respecti pe dar fiecare om e la un anumit nivel din viață. Pe cineva, momentul ăsta, să săptămâna asta sunt să așa, săptămâna viitoare sunt să mai bine, da, da. pe o lună îți vrei alt conținut. Dar, în sens, ce faci tu? Faci o treabă bună, dar problema e că e piața mică. Asta, piața mică. Eu am mai întâlnit păreri că cam asta e tot potențialul piaței de podcasturi în Moldova, cam ipi De exemplu, uh, unica comparație trebuie să cu podcastul cel mai mare în Moldova. Uh -huh. și să vezi unde au ajuns și acolo e limita, acolo în sens tu poți să ajungi. Și e o chestie iarăși profesională. Uh, Compari podcasturile pe bune podcasturi sau și cu formatul de interviuri? Mm. Dacă deci, E ca Dorin Galben e topic de interviuri, da? În ce măsură poate fi perceput ca podcasturi? Sau să-ți detalii de -am? Că formatul tot este discuții. E discuții, da, discuții. Nu contează. Depinde tu dacă vrei să aduci trash, dacă vrei să aduci chestii care... Depinde de tine și vrei să aduci pe canalul mm. tău. Care trigerește lumea. Da. Poți să faci alt, alt, proiect în paralel. Să dai doar pentru tot publicul. Să dai informații doar tot publicul. Și să iei, este mai mic. Depinde și vrei să faci. Stai, proiect pa, uh, paralel nou ca da. alt canal? Da. Mai asta iarăși de la zero. Eu, eu, eu am, am, ajuns la o concluzie. Dar dacă la zero, Vreau, da, fac într-un canal, ca o, nu știu, ca o televiziune online, ca o, o mare de linii de conținut. Și eu când aud încă de un canal nou, mă Nu, no, eu, dacă e, am, am, vorbit, dacă publicul e, e diferit, pe alt canal. Mm -hmm. Dacă nu le și n-a să înțeleagă nici algoritmul, nimic despre canalul tău. Uhum. Eu ce ține de uh, milionul tău pe lună, am niște idei, să le discutăm tot, să facem share, că am o percepție și o, o, o zonă de înțelegere, spun că eu sunt dragoste de content marketing, de psihologie oamenilor, cum îi caut, cum îi citesc, cum îi vizualizează și am o structură în cap care poate te-ar completa, dar poate tu chiar și o știi. O discutăm. Dar lumea să nu creadă că rezultatele astea vin peste noapte, în sens. Trebuie construit de ajuns. Eu am spus, eu am limite, dar eu cred că e posibil. Asta e, una trebuie să spui un, un scop care-i stele, dar dacă n-ajungi pe stele, măcar caz pe lună. Pi <laughs> da, 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 este tema asta, da. Uh, discutam chestia asta, că mulți spun că eu am uh, punctul A punctul B, situația reală și scopul dorit. Și ca să ajungi la scopul dorit simplu, trebuie să spui și punctul C. Stinzi acolo și în punctul B oricum ajungi. Da, da, da? da, Unde te duci tu mai departe. Uh, deci, și de YouTube, am mai avut o chestie, sau nu de YouTube, rezumând și sintetizând toate experiențele tale de business-uri digital, producție de conținut, la tine tot e mult pe... Am vândut și produse fizice. E-commerce. 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 Și plus am avut și agenții de marketing. Serios? Da. <laughs> Veselă treaba, așa -i? Da. Că, a, e foarte important că mulți care au agenții de marketing zic, e ca clientul ăsta nu-mi dă pași, nu Asta e greșeala la în în voi care aveți agențiile, că când mă duci la clienți, nu puneți deodată niște reguli. Condiții de colaborare. Condiții. Gata. Și, da. Tu nu trebuie să mă suni, dacă mă suni, îmi scrii o zi înainte, îmi spui la și oară, nu cum mă sun când vrei, hai, faci și chestia asta. Și plus, în Moldova, după părerea mea, când nu înțeleg ce înseamnă marketing. Marketing nu înseamnă să pui 20 de story pe ză, că te vede tot așa la -și public, ideea mă să de tine. Marketing înseamnă să ajungi la persoanele care interesant de produs tău, de serviciu tău. Și așa ei faci doar pe marketing, cumpărând trafic de pe meta, de pe Nu tu acum schematic cu traficul, eu sunt de acord, dar eu totuși aș implica aici inclusiv și partea de comunicare prin diferite sensuri, comunici oamenilor aceleași lucruri, prin diferite exemple, ca cum Ion Făină să nerva în bătălă, că și oamenii ăștia vând lifestyle, că e ca cumperi mașină mami. Da, e cumpără mașină mami și conținutul ăsta produce efect de comunicare direct pentru că e de fapt cum se întâmplă cum să-mi un sens sau o semiotică, da? Sensul ascuns. Tu arăți că cumperi mamei mașină. Dar asta cum să înțelege? Ești permite. Eu ajuns acolo și ești permite. Și comunicarea pentru mine, că e și arta comunicării, cum să spui, să formulezi imaginele, sensurile, metaforele, textele, tot, știi? Într-un într ceva într ca să transmis omului înțelegerea, să genereze o emoție și să, să formez cu el o relație. Da. Asta e superb. Eu da, spun asta, asta nu de da, asta. Da, asta e mai mult, de exemplu, pe personal branding funcționează. Dar după, când vinzi un serviciu produs, mai mult trebuie să rezolvăm problemele. De exemplu, am un serviciu, tu ai probleme, eu cu serviciul meu să rezolv problema. Acolo trebuie dus. Dăm un personal branding, de -am acolo o leac mai complicat. Stai să mă gândesc la... Sunt companii cu marketing destul de interesant. De exemplu, Ministerul Afacerilor Interne Românie cu câinele. Toate postările și ele, campanie de na, pe El au un câine, mă tem că Fluier îl cheamă, și pe dânsul de îl fotografiază pe la diferite concerti, că Fluir îmblă și caută droguri mm -hmm. și este tot felul de glume. Deci este un, o mascotă, un personaj da. care un îndrăgostit toată România. Și sunt glumiți. Da, de asta de era nivel. unicul, nu, unicul unul dintre metodele care să placă lumii de poliție. Că mm -hmm. dacă poliția îi vede, poliția, cei care doar îmi pun, cum spune, când mă opresc, cum spune, amendă, am, am, zice, e așa e rău. Nu, mm. poliția e prietenul tău. Da. Asta e prietenul tău. Chiar dacă spuneam el. Spune <laughs> Hai să rezumăm. Să rezumăm în direcția. Tu ai experiență tare bogată în digital și tu, în general, ești unul dintre reprezentanții pozitiv din punctul meu de vedere. Adică, exemple de așa, da, de cum trebuie să fie un tânăr antreprenor digital în adevărat sens, explorator lumii, oportunități, sisteme, da. Generezi mult conținut, cunoști bine analiza publicului și comportamentul lor. Um, ești orientat pe bani? Deși pe bani. Deși pe bani. Că, ca să vezi un rezultat, exemplu, să vezi un rezultat într-un business, cum vezi dacă are rezultat în business? Doar prin bani. Profit, da. Profit. Dacă două echipe joacă, și ne câștigă? Și ne faci și mai multe goluri? Simplu. E, e unică... E binar. Zero sau 1, Câștigat sau... Da. Adică asta e... E o doar prin numeri poți vezi dacă ai succes asta. Video, uh, canalul merge bine, da, la și trebuie să ne uităm views. Nu uităm la click to rate, chestii. Faci și views, asta înseamnă bine. În business, noi vedem succesul doar prin bani. Unul când spune uh, e, business meu merge bine, așa, eu dau multă, multă valoare, ok, câți bani faci? O bun. mie. O, o, mie. Poate ceva nu e ok. Tu crezi așa, dar rezultatul se vede doar prin bani. Că piața îți dă răspunsul prin banul lui. Îți plătești prin bani. Eu asta înțeleg și e un adevăr bun. Deci vrei să măsori și valoarea societate? Da. Asta da vezi cât, câți bani e, îți dă da. pentru valoarea ta. Asta. Cum? Banul doar e măsăru... măs. Unitate de măsură. Unitate uh -huh. de măsură în ceea ce faci. Și gata. Da. Tu cât mai mulți bani faci cât mai multă valoare aduci. De exemplu, dacă vezi, mergi pe stradă, vezi o mașină scumpă, tu nu te gândești, ei stau frat, Nu, ei stau aduci foarte multă valoare în piață. Du-te la dânșuit și business faci. Moldova vine să spună la Dubi că aici, pe bune, se întâmplă cazuri diferite. Da, dar eu nu mă gândesc la Moldova, înțelegi? Mă gândesc că merg pe stradă, văd o anumită mașină, eu mă gândesc că omul ăsta aduce foarte multă valoare, dacă el îți permite. Și el știe ceva și eu încă nu înțeleg. Și da, Ideal da. ar fi vă să de, afli. Nu, asta poate fi greșit că... cum, de unde tu recunoști un om bogat? Nu poți. Știi de ce? Că omul bogat e liber și el se îmbracă și se cumpără și vrea. Asta. Și niciodată tu pe afară nu poți dai seama să dai de un om bogat. Niciodată că vezi poșa este să prostologie, el poate are un credit și s-a făcut un credit și mai mare că doar să rate, Dar tu niciodată nu să știi dacă persoana e bogat sau are bani sau nu. Cum tu explici asta din punctul tău de vedere că tu ai spus de cifre că este un antreprenor care îi place antreprenoriatul, face vâlvi, face antreprenoriat, da, desfășoară și la un moment dat, iată, tu zici cât profit, o mie, păi și fel de valoare. Da? Cum tu explici faptul că el nu vrea asta să conștientizeze sau că el e focusat pe altceva? A, ți ți pare asta greșit? Ți, -ți pare asta lipsă de educație, lipsă de conștientizare sau frică de a recunoaște, lipsa rezultatelor? Cum vezi tu așa? Omul care spune că aduce valoare, dar de fapt în cifre e mic. Cifra spune dacă aduci valoare sau nu. E simplu. Că tu poți zice la niște prieteni și zici, ia că eu am produsul ăsta, și tu încă nu l-ai, da? Și tu întrebi, dar tu l-ai cumpărat? El zice, și da. Și îl scoți. Și hai să vedem dacă el în momentul ăla îți dă bani. Uh -huh. Și cum, cum, dar îți dai seama că dacă aduci valoare, doar când îți dă banii și aia. Deci, doar prin cifre vezi dacă dau valoare. de -o, că el îți spune da sau nu, asta poate fi fantaziile lui, sau el să spune, să mințești el însuși, că el crede că dar să duci, dacă duci valoare pe piață, omul te plătește cu bani. Simplu. Ca să te completezi pe tine aici, asta e una dintre cele mai grave erori care am făcut-o eu cu comunitatea social media în culise, în care e ca greșeala asta am făcut-o. Eu am avut scop. Bun, scopurile erau bune. Networking-ul calitativ, asocieri de branduri, schimb de experiență, în partea educațională, da. În partea de economică, comercială eu totuși ajungem să merg pe partea de omenii, da? în detrimentul banilor, pentru că era mai multă atenția mea, era spre omenii, relații și spre Leopold, știi, davai druji drujna, davai tăți împreună să ne împăcăm. Și e și asta cu mine, a jucat o carte tare ră, pentru că la un moment dat toată lumea a început să nu mă înțeleagă și să mă urască din deschiderea asta. Tăți prostă cum, au venit împreună și s-au știi? Dar eu am rămas tipă de asta. om bun, comunitate. Unde După părerea mea, tine nu, nu a fost specificat din primul pas că, în sens, tu ai donat o comunitate, dar pe urmă e greu să faci bani cu comunitatea. Că e uh -huh. de la început, trebuie să știi... Că, că tu e, cu asta te ocupi. Cu asta da. te ocupi. De exemplu, nota 2 știi că uh -huh. e un proiect... Care e... Nu, că asta tot -a, a început să dezvolt în servicii, în consultanță, dar în nu în comunitate ca plan de comunicare, știi? Bun, lecția a fost dură, am învățat-o, știi unde am învățat-o? Tu cum în București, când eu am început să înțeleg adevăratul sens a cuvântului de să te ajut. La noi Moldova când spune ajută-mă, îți percepe vino gratuit cu timpul tău, cu banii tăi, cu nervii tăi, poți cu cumătrii și cu rudele, ajută-mă, eu am problemă, știi? A, în România am văzut altă latură. Când spui, uite-te, tu ai problema asta, în management tu n-ai proceduri. Eu sunt specialist în management, pot să te ajut, să-ți dau oferta. Ah. Și am zis, băi, dar cuvântul ajut în, în, antreprenoriat și spațiu comercial, cu tot o altă valoare are și da. percepție, știi? Și acolo s-a închegat tot comunitatea greșeală, am înțeles eu tot ce s-a întâmplat. Ei, trebuie să trecem, dacă nu, dacă nu trecem, în sens, dacă nu treceai prin faza asta, nu ajungeai unde ești acolo. Da, ciclic, ciclic tot. Da. Cât e mai mare focusul pe bune pe bani, cu atât mai mulți. Oamenii văd banii, la noi Câteva în societate, rău. și ava rău. Dar la, și, și pentru mine a fost foarte greu să-mi scot partea asta, banii se fac greu, banii așa. Uitați-vă la oameni care au bani, care au adevărat bani, ei și îi vezi obosâți, îi vezi că mâinile lor stăieti, îi vezi cu cam așa sudată, de, de, cu o dată cu sapă, nu. Sunt niște persoane care o înțeles cum funcționează banii și cum să aduci valoare într-o piață. E simplu. Dai valoare, piața îți dă bani. Simplu. Tu asta cu mindset de antreprenor spui ai găsit scheme, ai înțeles cum funcționează banii, cereri ofertă, piață, dai valoare. Dar mulți pas să asta că ai găsit și o schemă cum să amajești multă lume. Da? Înțelegi? Da, Diferența da, da, da. și prăpastie enormă între abordări, tipa prostă când auzi și frază, ca parcă nici nu s-a mai continua discuția, știi? O, omul, poți po să-l amăjești odată. Omul poți să -l... Exemplu, pe YouTube, faci un YouTube, odată poți să-l amăjești, pui un titlu greșit, un clickbait, vine și zici, băi, ăsta m-am amăjit, eu lădând să nu mai intru. Dar dacă proiectul crește, dacă oamenii continuă să cumpere un serviciu, un produs, asta îi aduci valoare. Odată poți să-l amăjești o persoană. Și tu dacă odată ai amăjit o persoană, gata, reputația ta, e dusă și te-ai pierdut ca om. E foarte, eu din experiența mea de strategii, de content, comunicare, postări utile, informare și restul, am înțeles un lucru. Prețul fiecărei informații și valoarea lui, utilitatea lui sau cumva gradul lui de importanță în viața publicului sunt întotdeauna e mare. Pentru că cum nu scaz, generalizezi mesajele, dai niște subiecte, cachita levii care nici tu nu le înțelegi și le scrii, tu dacă pierzi încrederea omului, pe tine pe urmă te costă foarte scump să-l readuci, să-l să, -l, să -l faci pe dânsul să-ți mai dedici o șansă, știi? E foarte greu și mult, tot asta nu înțeleg. Eu am vrut să rezumăm toată experiența ta legată de... Am trei întrebări, cred că. Primul, cum consideri? Ce este cel mai important prezent în toate narativele tale, în toate situațiile și ce îți definește ție prosperitatea și succesul în tot ceea ce faci, care se capitalizează în bani, în resurse, în schimb, da? Hai să vorbim mai întâi despre succes în business. Cum consideri? Care este ingredientul principal în tot asta? Focus. Focus, focus și izolare. De exemplu, persoanele împrejur, dă ele la o parte, deamul te-a te dus la nivelul care ești, uh -huh. vrei alte persoane... Ok, dar ei ar, trebu ar trebui să fie deja la nivelul care tu vrei, dar asta nu contează că tu să-i să cunoști. Bun, petrești timp cu persoane pe YouTube. Bun, un antreprenor, tu vrei să fii ca dânsul, consumă tot conținutul lui. N-are YouTube, iei carte. Învați mai multe ori cartea și aia. Deci, cum să ajungi în business, în succes, focus, face chestia până și reușești, dar nu să fie fac o chestie greșită de 100 de ori că să neasă, Asta e prostie. Dacă e procesul merge, mm. în sensul, vezi că o mers și la alții, că în business alt chestie copiază și funcționează deja. Nu, nu, învârt, nu, nu, inventa roata, nu inventa mulți roata. vor, din zero, mulți nu. vor, scrieză propriu, autentic. Autent, Foarte și... greșit. Da, e greu. Că că noi am vorbit de marketing, uh -huh. ca să faci marketing trebuie să fii un market. Asta înseamnă că de am cineva care interesat și cineva care cumpără. Dar ne ducem acolo. Nu noi să ne inventăm o piață nouă care nu există. Dacă noi facem o piață nouă care nu există, nu sunt oameni care deja sunt acolo. Poate să-i educăm, dar să poți să dureze 10 ani, noi avem nevoie de bani, chestii. Ok, vrei să ai succes? Ai intrat într-un market unde de Mergi piața bine, este cerere, este ofertă. ofertă uh -huh. între, între în acel market, focus, deci e limited, și faci full-time doar chestia așa și urgență dacă nu... Până nu devii number one acolo, da. da? Nu, nu, nu taman că e greu să devii number one, dar măcar în 1% din un uh procent -huh. din toți uh, winners a, să iei, din winners. E, de fapt o, o o doză din piață. Să ai o cumva o porțiune de de servire a piață pe un anumit segment, da? Să găsești locul în piață, mai scurt. Da, e în piață cu produsul tău, care poate fi, de exemplu, mai bun ca concurență. Sau, okay. sau de exemplu, în Moldova îmi dau seama că foarte multe persoane nu sunt de cuvânt într-un business. da Și tu deja să fii de cuvânt în Moldova, într-un business, tu... de produs și impresii pozitive. de asta e valoare, de e da? timpul e valoare. Uh -huh. Lumea nu-și dă seama că timpul la oameni valoare. De exemplu, mie cineva să-mi spune am nevoie de un produs eu mă ți-l aduc dar el ne-o duci peste zile. eu mă nervesc, că ne au pierdut timpul meu da. Uh -huh. dar tu dacă ai o firmă care vii la timp tu ne duci ne -o valoare că alții nu o fac asta e doar valoare cu așa produs poftim găsește okay. o piață unde este un lider poate care nu nu e de cuvânt e o problemă comună de piață da. și o transform într-un beneficiu avantaj pe asta te poziționez și asta livrezi asta livrezi uh -huh ce ți de cuvânt și de asta e o valoare. Altă întrebare. Două, ți-am zis cam. Da. având așa de multă experiență în generare de conținut, în special în YouTube, da? dar și în Instagram, așa restul, social media, da, promovarea diferite branduri, afaceri, cum consideri, cum definești, care este cel unic criteriu care definește succesul unui proiect online anume în partea de generare de conținut. Fie el interviuri, podcasturi, YouTube, fie un expert generează conținut educațional, fie asta e informare, știri, orice tip de conținut de comunicare specializat, poate pe nișă. Ce definește succesul în care crește canalul și aduce audiența? Uh. Trebare foarte interesantă, succes, succesul în vios, vius înseamnă că oamenii sunt în ceea ce văd și trebuie să aduci conținut care oamenii vor, asta e, asta e unica. Trebuie să, de exemplu, vrei să aduci știri, aduci știri la momentul și ala când se întâmplă și primul înainte, de exemplu, ai o pagină unde tu ești comedian, da? S-a întâmplat o știre, ai făcut în momentul și ala o ceva... Din... Newsjacking-ul te referi să mm. înclus în comunicare, nu? Da, imediat trebuie să fii. Uh... Așa, ok, -a... înțeles. E, e greu să răspund la întrebarea mm. asta. Succesul, constanță și calitate și delivery la, la un produs care oamenii îi place, îi place să consume, dar trebuie să i placă să consume. De exemplu, dacă aduci un produs nou pe piață, poate cu un video sau un curs, poate lumea nu e pregătită să l consume în acel moment, nu îl înțelege, nu l înțelege sau poate nu are nevoie, nu e momentul potrivit pentru acel produs. Deci de exemplu, în YouTube, ca să, dacă vrei să fii, să întrești un canal, da, în sens să fii mai bun decât concurență, e unica că să duci sau conținut mai bun, sau să fii storytelling mai interesant, sau editare, sau să, să publici mai des, dar mai des nu înseamnă întotdeauna că poți să-l întregi pe altcineva de exemplu, poți de exemplu, să faci niște documentarii foarte complicate, care ies dată pe lună, dar oamenii așteaptă data și a, să iasă documentarul și a la mm hai -hmm. și se întâmplă, sau anumit stil de editare. E, Am sau... înțeles. Deci mergi pe a avansa în anumite deja chestii specializate, da, tu, în piețe mari, da? da. tu începi a avansa pe bune. Dacă da. în Moldova poți scrie scenarii, cât de cât, ok. În, eu să-i nasc așa scenarii, nu eu să trebuie să alegi o direcție și să devii unic anumi în ceva. Da, trebuie să știi, Când, când te văd pe YouTube sau în online, să știi că el are stilul ăsta, are ceva care te definește specific. Și îi și la tine. E interpretabilă chestia asta. Totă vremea când vorbești de stil, de ceva ce te deosebește radical de alții, e foarte interpretabilă chestia. Dar e simplu să fii tu însuși. De exemplu, eu mm -hmm. să așa. Eu nu mm -hmm. vorbesc în sensul român, acest, să rabă, nu par, da? da? da mm -hmm. nu, nu trebuie să spari. fii autentic. Până la urmă, pe noi ne am învățat că când, când ești în școală trebuie să fii egal ca la tăți. Eu... Cineva are ghetlișelea, și, și eu tot trebuie să am ghetlișelea. Dar, pe urmă, să dai seama când intri în lumea reală, că tu cât mai diferit ești, cât mai unic ești și lumea se uită mai interesant la tine. Și dacă ești egal ca tăți, și conținut pe YouTube, și Instagram, Story, nu contează, dacă ești egal la nu prindi... Arând cu da. de acolo. E ca tu chipul dacă eu azi vinem... Uh, și eram îmbrăcat ca Serdiucica, nu? Tăt în roză, tăt aici lumea zice, wow, hai să ne la dânsul și ceva, văzut wow s da, da. simplu, asta n-a să tragă tare atenția dar să și dar prezența unic. ta în așa costum trebuie să aibă și o explicație de ce tu așa ai venit deja dar în... nu, nu trebuie să dai explicații tu te prezinți așa <laughs> <laughs> te prezinți așa, hai e ca în podcast o îmbrăcat în evraș <laughs> și nu dau explicații, nu dai, da. te

Hai să dăm ce se întâmplă. Hai reacția. Bunul se întâmplă, Hai să nișcăm ceva. Ok, ok. Sau, sau vadim așa cu voci feminine. O reacție a fi că oamenii nu zic că două, trei secunde, stai, ia ia sparge da. tiparele da. de interpretare. Deodată sare în ochi. Da, știu, eu cu atenție știu opera, îmi place și vreau să avansez. Eu vreau să te văd îmbrăcat în iepuraș. <laughs> <laughs> Dă-ți deschidem un canal internațional. <laughs> Uite, imaginează-ți acum că în Chișinău, în Moldova, din cei care ne privesc, este, hai să spunem, un 5.000 de tineri, vârsta mm. între 18, 22 de ani, sau chiar, nu, să o luăm mai, că sunt de la 15 până în 22, da? care răscolesc, caută oportunități de a face bani, le vine dificil să înțeleagă cine sunt, ce să facă, au provocări, se blochează, Îi frică, cineva îi critică, poate părinții nu-i deci sunt tot felul de dificultăți morale, nu știu, intelectuale, psihologice, dar totuși au eca focușorul ăsta în interiorul da, da, lor. Da. Cum consideri tu? Ce trebuie ei să audă și să înțeleagă pentru a atinge ce ei și doresc, dar încă nu pot normal defini? De obicei, tu când ai focșor și ala, tu vezi focușor și ala, tu și te uiți în oglindă și tu însuși în viitor, că ești mare, ai un self, ai, te vezi în anumit ah. timp, dar tu, lumea din, din, din prejur te vede un iepuraș, un cineva care n -are, n nu are, nu, te văd cum te vezi tu. În anumit și ala, tu ca să zici, băi, eu am dreptate, am avut dreptate, unicul mod trebuie să ai succes, ca să zici, băi, eu am avut dreptate. S ai Să ai rezultate. De la început să, să începi la anii un business, e, e, foarte greu. De exemplu, eu și-a sugera la niște tineri? la tineri e, vreți să intrați în anumită nișă, vreți să învățați un anumită chestie, duceți și lucrați pentru cineva, învățați cum să faci lucru, învățați cum să fac contractele, învățați cum să vorbești între persoane, cum să, să faci un col cu un potențial client e, și spune învățați de la cineva, nu contează banii. În faza asta nu contează banii, contează experiența. Sau dacă ai un skill, nu știi bun video editing, ți-ai deschis un, un account pe Fiverr sau pe Upwork și de... și de acolo... Um, execuții. Da, ce? execuții, mm. îți faci un portfolio și pe urmă de amul poți spui cuvântul tău. Dar la început e foarte greu să demonstrezi la persoană focșorul tău e unică doar să ai niște rezultate. Zici, băi, eu am avut rezultatele astea, am un, mă crez, nu mă crez, vorbești piața pentru mine, vorbești banii care fac eu lunar pentru mine, vorbești audiența care... Mm -hmm. Asta nu poți zici că tu nu. De e... exemplu, cu, nu poți vii și cineva, și băi, Vadim, dim, tu n-ai succes, băi, cum nu, uite la canalul meu, vin lumea, vine să uită. Ai cum, asta e... Un... Dacă ai ei dovadă publică Da, dovadă Înțeleg, e, da Asta nu, nu tamans fie publică Poți fi prin bani, prin libertate Prin orice chestie Dovadă vizibilă uh, și... Da, da depinde dacă tu vrei Depinde dacă tu vrei să, să arăți la alții Că poți fi anonim Dar uh -huh. da, la început e greu Să-i explici la prieteni, la părinți ce ce vrei tu Și tu te vrezi în anumit Și ei nu văd asta la tine Nu văd focșorul tău dar ca să le arăți lor uh, uh, focșorul asta, trebuie să faci ceva care produc, care ai, să ai un feedback de la, de la piață, că zici, băi, eu am creat asta și eu pot să fac asta, zici, bravo, da, așa. cum sub așa presiuni să nu-l pierzi, cum poți să-l pierd, să pierd încrederea, credința, sub presiuni critici, de râdere. Dacă, după părerea mea, Uh, au fost mult multe greutăți, dar tu dacă, dacă ai chiar încredere și ai focul tu o treci pe stăte. Tu dacă să te oprești, înseamnă că n-ai vrut, n-ai... Nu știu, uh, nu toți poți fi ca noi. Asta trebuie să înțeleagă tăți. Alții nu trebuie să sunt supărat. Băi, eu aș vrea ca dânsul, dar n-am personalitate. Ok, tu nu poți fi așa. Cauți... Dar tu poți fi crotoi? Nu, poți fi... Pentru restul și altfel, da? Asta da, tu, e ideea. Poți fi tu însuși așa cum ești, fii așa... Tu dacă ai foc și ala, să alimentezi foc și -ala prin acțiuni. Nu vorbi că e ea că eu vreau să fac așa, nu. Băi, ai luat mesajul, ai zeci prieteni, da, băi, ne auzăm peste doi ani. Ne auzăm peste doi ani, eu am de lucru. Te sună, schimbi numărul, eu nu -s, nu -s, ne vedem. Gata, și îi singură să auto elimin, tu cauzi treaba ta, lucrează la, pentru și ți-ai pus obiectivul și dai, dai foială. Dacă la început singur e foarte greu, dar duti nu știu, duti și lucrează pentru cineva și învață procesele dacă pe urmă vrei să fii independent. Dacă nu e ok să lucrezi în echipă cu cineva. Nu, numai așa și se formează caractere Da, să însebim. iei de la zero și să vrei să ajungi la anumit, e foarte greu, ție foarte mult timp, ne a luat foarte mult timp că am vrut să fac tot singur. Dar dacă trecem, de exemplu, prin nu știu, pentru... Angajări și funcții? Da, eram să învăț. Eu fix așa, ni tot ne spus așa și spare că m-am dus să și mai răbdă să învăț. N-am eu răbdare, eu doi ani să lucrez într-o agenție și știu cum funcționează agenția. Mă duc eu, șapte întrebări, știi? Da. <laughs> cu ștăgi, cu minusuri, cu eșecuri și restul, dar asta, a, apropo, asta foarte des oamenii fac și e tare smart să te duci și te angajezi pe bune vreo doi ani ca să înțelegi din interior. Da, și altă chestie importantă e că să când începi în parcursul ăsta de antreprenor, trebuie să ai niște bani de o parte În sensul, nu poți de la zero. Că dacă ai familie, dacă ai, nu știu, nu, poți să rămâi la zero, că ați fi obligat, ați fi obligat să le ieși tot, să duci la lucru. Asta, oricine ar face asta. Deci, îți faci niște bani deoparte, de exemplu, nu știu, faci niște bani, câștigi că șase luni, tu nu mai trebuie să lucrezi, dar focus pe proiectul tău. Să ți strâns niște Eu n-am avut așa lux, dar în, primii, în primul an, am avut mai multe momente extrem de dificile în care vrem să renunț, vrem să mă gândesc la job și iarăși punem la doială înțelegerea mea, adică nivelul meu de conștiință și restul, de valoare, câți visător. Caroce, erau momente extrem de grele și de fiecare dată, în toate momentele, până în prezent, când eu ajung la fund acolo, mă scufund și nimeresc cu picioarele la fund, eu mă confrunt de un singur lucru, de idee de angajare. E pe mine mă între într atât asta e libertatea de care spun. Eu când îmi imaginez că de mâine trebuie să mă duc de la 9 la 5 să lucrez pentru un salariu fix, ui, de undeva apare și forță și înțelegere și se resetează tot sistemul. Deci eu cumva în cap așa ne-am educat că eu nu pot accepta gândul ăsta. Eu, eu știu că în orice moment pot să mă duc să mă angajez într-o funcție bună, bine plătită. Dar eu nu, gata, acolo este un standard. Deci, e ars pundea, știi? Da, da, la e mine, plan B, dar e plan B de șală. B, B. Da, da, doar dacă, nu știu, nu știu ce trebuie să întâmple. Da, 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 Este tema asta și e tare interesantă. După mine, eu te-aș completa cu un singur gând în toată lupta asta și în crearea caracterului sau valorii sau, mă rog, a viitorului. Eu n-aș permite nimănui și niciodată să pui la dubii încrederea în mine. Asta e tare important cum crezi tu în tine și în ce și faci. Și dacă permiți altor oameni să pună la dubii, să arunci în ea și te clate pe tine, asta e cel mai grav lucru care poate Da, să da, întinde. dacă am spus, dacă te izolezi la început, la început, la început de drum, nici n cine și nici critici. Începi și lucrezi, treaba ta, îi dai, că a să apară prieteni care fac niște lucruri, că zici Bă, eu -și, să și eu aș vrea să știu ca și el aruncă în tine, zici, te tragi înapoi, hai, hai, tu, mm -hmm. tu predi parte duci, vin încoa, vin încă. Și nu, nu I-ai dat o carte de vizită cu psiholog le ai trimis la psiholog Și ai da. făcut legătura și gata Sau nu numai răspuns, bloc Eu am de treabă Ne auzăm peste 2-3 ani Adică nici nu te auză că e, Să auto elimină pe lângă tine Că no. a, a să vadă o persoană diferită De exemplu Dacă mă iei Și nimic m-a cunoscut la 20 de ani Și mă cunoașteam Băi, eu nu sunt așa la, la 20 de ani Sau și nimic m cunoscut Când aveam 25 de ani Eu nu sunt așa la 25 de ani am, cine m-a cunoscut anul trecut, eu nu sunt așa, că eu în fiecare zi, în fiecare lună mă dezvolt, o persoană nouă, gândeți diferit, dar sunt persoane, știi, care îi vezi după 10 ani. cum la tine? E, eh, tot așa ești. Depinde și vrei să faci în viață, asta e tăi depinde. Tu dacă simți bine așa, e ok. Succesul nu înseamnă bani, nu înseamnă libertate, nu. Fiecare e succesul, pentru unul poți fi doar să fii ok, și sănătos, așa e succes. Pentru unul succes, să lucrezi, să fie angajat, să fie sara liberă. Așa la succesul lui. Altcineva succes duc prin lume, dar lucrează prin și nu duce. duși în Africa, lucrează acolo, lucrează, duși în Australia, într-un resort, lucrează și el e liber. Pentru asta e succes. Ok. Fie, fiecare persoană are definiție de succes. Pentru mine e succes, îi să fiu liber, să nu dau răspunsuri la nimeni, să fac și vreau și să am timp, timp să fac ce și vreau că eu ce fac ne îmi place asta. -i. Și când fac bani, banii, de exemplu, când e o sumă, eu văd că suma și ne îmi cumpăr libertate. Exemplu, eu dac, de exemplu, eu dacă de exemplu, cheltui 2000 de euro pe lună, ok? Eu fac 10.000, eu știu că ne-am cumpărat 6 luni de libertate în viața mea. Și cât mai mulți bani fac, atâta mai mult timp liber îmi cumpăr fac și vreau eu. Super. Mulțumesc mult. Mulțumesc ție. Inspirațional, invitați. motivațional, fix așa cum am crezut că o să fie. Poate ne mai vedem când ai să mai vii pe în Moldova Speră, mulțumesc. mulțumesc Am plecat în câmpul Să mă întâlnesc cu tot ce e